Nici nu știi cât mă bucur că te văd, bătrâne Joe Dafton. Ți-am spus eu că o să mai dăm ochii unul cu altul. Era și păcat să fie altfel după cât am suferit împreună la Sherwood Springs. Perioada aceea n-am să uit niciodată. A fost sub raportul epuizării fizice cea mai dură din viața mea. Puțin oameni își pot da seama ce iad e o muncă de 10 ore în șir într-o spălătorie. Pe lângă ea, toate chinurile imaginate ale infernului sunt o nimica toată. Mie îmi spui, la puțin timp după ce ai plecat și ai făcut-o la timp, băiete? N-am mai rezistat nici eu. Lucram toată săptămâna ca un bou prins în jug, iar duminica mă îmbătam criță. Era singura distracție posibilă acolo. Lunea o luam de la capăt. Într-o bună zi mi-am luat tălpășița fără o lescaie în buzunar. Am încercat să mă apuc de altceva, dar n-a fost chip să-i zbutesc. Nimeni nu avea nevoie de brațele mele vrăguite. Ei, și cum te descurci? Ei, cum ai văzut? Cerșesc. Și trebuie să spun că e singurul lucru care mi-a izputit în ultimii ani. De când stau la colțul străzii cu mâna întinsă, am ce mânca. Vai de societatea în care oamenii ajung să se bucure că pot cerși o bucată de pâine. Nu înțeleg ce spui, Mart. De altfel, niciodată nu te-am putut înțelege prea bine. Ești un om ciudat. Știi că uneori la Sherwood Springs mi-era frică de tine. După cât te văd, însă ești cineva. Când mi-ai strecurat în mână hârtia aia de 20 de dolari, m-a speriat, zău așa. Pe urmă, după ce te-am recunoscut, mi-am dat seama că ai izbutit în viață. Cum ai făcut? E o poveste lungă și tristă, Joe. Pentru ca să o înțelegi, ar trebui să iau de la început și să-ți spun niște lucruri care s-au întâmplat cu câteva luni înainte de a lucra amândoi la Shelly Hot Springs. Întrucât am de gând să plec într-o lungă călătorie pe mare, am să-ți înșir ție toată povestea asta. Oricum simțeam nevoia să o fac și n-aveam cui. Și nici timp nu mai am, pentru că mă grăbesc să plec, Joe, să obțin și chiar ce n-am vrut am obținut. Mi-a mai rămas de îndeplinit o singură îndatorire, după care totul va fi în perfectă ordine. Îndemnările pe care vreau să ți le povestesc au început într-o seară de toamnă, când un tânăr pe care îl scosesem din ghearele unor bătăuși m-a invitat la el. Era o casă de oameni avuți cum nu mai văzusem până atunci. Purtam niște haine ponosite și grosolane ce miroseau amare și se vedea cât de colo că nu mi-era la îndemână să stau în camera aia spațioasă cu pereții plini de tablouri și o bibliotecă uriașă. Puținat, băiatule! Da, e cam prea mult ce văd aici pentru mandea. Lasă-mă puțin tel să-mi vin în fire. Mamă, mamă, ce tablouri aveți! Și câte cărți! Fulu! Dar eu până acum de-astea n-am mai văzut decât în vitrine. Păi ți-am spus că nu-mi dă inima ghie să viu. Și apoi cred că nici babacii tăi nu prea se dă de ceasul morții să vadă un necioplit și un sălbate ca băiatul. Exagerez, Martin. Că nu-ți fie teamă de-ai mei. Sunt oameni de treabă. Vine soră mea. Ruth, da? Dă-mi voie să ți-l prezint pe domnul Eden. Face plăcere să vă strâng mâna, domnule Eden. Da. Rog, las loc. Și vă deranjează ceva? De ce păreți atât de nedumerit? A, nu e nimic important, domnișoare. M-a surprins puțin felul în care mi-ați întins mâna privindu-mă drept în ochi și strângându-mi degetele deschise, așa, bărbătește. De ce v-a surprins asta, domnule Eden? Pentru că fetele pe care le-am cunoscut până acum nu dădeau mâna în felul acesta. De-al minter, cele mai multe nu dădeau mâna deloc. Nu știu cum procedează fetele pe care le-ați cunoscut noastră. Dar eu v-am strâns mâna ca unui prieten pe care am dorit foarte mult să-l cunosc. Încă din clipa în care Arthur ne-a povestit cum l-a salvat.
fost un act de mare curaj. A, dar de unde? Ce-am făcut eu atunci de niciun fel de ispravă, Maia Cătării? Și oricine în locul meu ar fi făcut la fel. Nu, nu trebuie să vă subestimați meritele, domnule Eden. Știu totul de la fratele meu și pot să apreciez singură ce este un act de curaj și ce nu. De ce aveți acolo cicatrice? Ce aveți la gât? De unde provine? Sunt sigură că a fost o aventură grozavă. Mexican a dat cu cuțitul, domnișoară. O încărare într-un port. După ce l-am smuls din mână, a încercat să mă muște. Vai, ce grozăvie! Cicatricea asta de pe obrazul de atunci? Nu, asta e dintr-un accident. Într-o seară când ședeam într-un port și marea se umflase, s-a desprins funga velei mari, iar pe urmă și balansina. Am sărit cu toții să le prindem la un loc, iar eu n-am avut distanță și am luat-o peste muie. Da, înțeleg. Sârma v-a lovit peste față. Da. Și... cam așa ceva. Văd eu că nu prea vă interesează toate astea, dar vă gândiți să găsiți așa subiecte de conversație pe măsura înțelegerii mele. Să știți că nu mă interesează. Mă interesează foarte mult, cu toate că nu... nu știu ce este aceea balansină și ce-o fi însemnând muie. Da. Vedeți, pe mine însă mă interesează și alte lucruri, de pildă cărțile. Văd că aveți aici foarte multe și printre care și un volum de Swinburne. De cine? Swinburne. Volumul ăsta de pe masă. Swinburne. Da, asta e asta. O fi mult de când a murit? Nu știu, de ce? Nu știu să fi murit. Unde l-ai cunoscut? Nu! N-am dat niciodată ochii cu el. Am citit însă câteva poezii din volum chiar înainte de venirea dumneitale aici. Da. Cum ți se par poeziile lui? Scrie o poezie pe care în parte o găsesc atrăgătoare, deși autorul vădește o anume lipsă de delicatețe, pe care eu o socotesc a fi atributul suprem al poeziei adevărate. Din cauza aceasta, eu cred că Swinburne, deși are talent, nu va fi niciodată un mare poet. Pentru că dacă îmi pierd firul, ce spunea? Spuneți că Swinburne nu poate fi un mare poet pentru că... Și aici v-ați oprit. Da. Da, mulțumesc. Swinburne nu reușește să ne câștige pe deplin la urma unei pentru că este dur. Prea brutal în expresie. Multe dintre poemele lui n-ar trebui citite niciodată. Fiecare vers al unui poet, într-adevăr mare, este plin de adevăruri încântătoare și se adresează către tot ce este mai înalt și mai nobil în om. Niciun rând din creația marilor poezi nu poate fi dat la o parte fără a sărăci universul. Da, mi s-a părut frumos cât am citit din cartea asta, dar nici prin cap nu mi-a trecut că e un asemenea coțcar. Poate că asta se vede mai bine în celelalte cărți ale... Chiar în cartea pe care ai răsfoit-o sunt foarte multe versuri care ar putea să lipsească. Da, probabil că nu le-am băgat eu în seamă. Ce-am citit eu era cu adevărat frumos. Totul arunca în jur lumină și parcă simțeam cum lumina aceea mi se răspândea în tot trupul. Eu așa am simțit. Dar probabil că nu prea mă pricep la poezie, dumneavoastră. Vă rog să mă iertați că mă amestec unde nu-mi fierbe oala. De fapt, lucrurile astea e pentru mine aproape cu totul necunoscute și ce mai calea valea dau cu pietra în baltă. Dar am să fac în așa fel încât ca să mă pricep. Cred că ai să ajungi. Da. Ai să ajungi să te pricepi. Ești un om foarte tare, domnule Eden. Nu-s chiar atât de repegit. Nu. Dacă îi lua, adică poți să înghiți și sârmă ghimpată. Numai acum s-ar părea că m-am îmbolnăvit de stomac de vreme ce multe din lucrurile pe care le spui dumneata nu izbute să le înghit. Acum însă aș vrea să știu precis cum stau. Poate că ai fi bună să-mi dai vreo povață. Unde ai învățat toate astea despre care mi-ai vorbit? Cred că la școală, probabil, și citind. La școală am fost și eu când eram țânc. Da, numai că eu mă refeream la liceu și la universitate. Dumneata, ai umblat la universitate? Acum sunt la universitate. Și cam cât ar trebui să învăț ca să ajung și eu la universitate? Asta depinde de cât ai învățat până acum.
La liceu n-ai fost deloc? Nu. Dar școala primară ai terminat-o? Mai aveam încă două clase când m-am lăsat pe bubaș, dar totdeauna am trecut clasa foarte bine. Atunci trebuie să faci cei doi ani. Și pe urmă liceu. Am profitat de faptul că erați atât de adânciți în conversație și am plecat să o aduc pe mama. Prietene, am plăcerea să ți-o prezint pe doamna Mers, mama noastră și stăpâna absolută a acestui mic univers familian. Lipsesc la apel tata, ocupat cu afacerile lui, și fratele meu, Norma. Îmi face plăcere să te cunosc, domnule Eden. Văd că ești un adevărat lup de mare, cu pielea tăbăcită de vânturi și arsă de soare. Pentru că nu sunt de mult pe usca, doamnă. De-abia m-am întors cu un cargobot din Pacific. Întârziasem tare și prin porturile de pe coasta de vest am muncit în disperare ca niște sclavi la aranjat încărcătura. Încărcătura amestecată, dar nu aveți de unde să știți ce înseamnă asta. A fost foarte frumos din partea dumitale că ai sărit în ajutorul lui Arthur, deși nici nu-l cunoșteai. Mamă, domnul Eden vrea să facă liceu și apoi să se înscrie la universitate. Bravo! Asta e o intenție cât se poate de lăudabilă pentru un tânăr energic și înzestrat ca domnul Eden. Ruth o să-l ajute la literatură, iar eu o să-i dau primele noțiuni de trig și mat. De ce? De ce trig? Trigonometrie, o treaptă superioară de mat. Da, 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 așa, așa parcă mai vide, dar da, mat ce este? Mat, matematici, aritmetică. Da, da, așa parcă mai vide acasă. E, da, cred că vizita mea cam a trecut măsura. Vă rog să mă iertați dacă am stat prea mult și dacă n-am reușit să fac o figură mai interesantă. Nu sunt învățat cu astfel de oameni și cu astfel de case. E ceva necunoscut pentru mine, dar îmi place. La revedere. Bună seara, domnule Eden. La revedere. Sper că o să mai treceți pe la noi. Noi vă așteptăm. Ei? Ce spuneți de omul meu? Flăcău foarte interesant, ca o adiere de ozon. Adierea asta, dacă nu-i stăpânită, lesne se poate transforma în uragan. Dar pare într-adevăr foarte impetos, dar e și foarte tânăr. Ascultă, Arthur, câte ani are domnul Eden? Aproape 21. Azi după amiază l-am întrebat. Nu credeam că e așa tânăr. 21 de ani? Sunt deci cu 3 ani mai mare decât el. Când am ieșit din casa aceea, cernea ca prin sită. Ploaia era rece, dar m-am descoperit ca să simt în crește toată burnița. Pășeam ca vrăjit, cufundat în visare, străduindu-mă să realcătuiesc scenele abia trăite. În sfârșit, întâlnisem femeia. Femeia la care mă gândisem prea puțin, fiindcă niciodată n-am avut timp să mă gândesc la așa ceva, dar pe care totuși, în chip nu prea lămurit, mă așteptam să o întâlnesc odată. Te arăți într-un fel cu totul nou pentru mine, dragă Mert. Nou și neașteptat, pentru că, drept să spun, nu te credeam în stare să iubești pe altcineva în afară de tine. Se vede însă treaba că zvârluga aia de domnișoara Ruth, sau cum ziceai că o cheamă, avea pe vină în goa, nu glumă. Joy, aici nu prea ai nimerit-o. Domnișoara Mars n-avea deloc acel fel de vino încoace la care te gândești tu. Da, nu. Când rememoram întâlnirea cu ea, nici nu mă gândeam la trupul ei, ca trup. Am înghițit la viața mea prea multe gogoși, dar asta îmi stă în gât, băiatule. Dacă n-aș ști ce-ți poate pielea, mai calavalea. Dar la Shelley on Springs, nu. Ce-am simțit atunci n-avea nicio legătură cu ceea ce simțisem mai înainte. Trupul femeii de care abia mă despărțisem mi se părea ceva deosebit. Era întruparea curată și grațioasă a însăși purității și generozității umane. Iar spui vorbe pe care nu le înțeleg, Mert. Se vede treaba că întâlnirea aceea te-a răvășit, nu glumă. Atât de zdravă încât mergem împleticindu-mă ca un om beat, vorbind înfigurat cu mine însumi. Starea mea trebuie să-i fi dat de bănuit sergentului de stradă, ce stătea în umbla felinarului de la intrare mai gherniții lui Bertram Botten, cumnatul meu, un băcan zgârcit care o ținea pe sora mea Gertrude. Pe atunci locuiam la ei, într-o cămăruță cu pereți coșcoviți, în care de-abia încăpea un pat, un lavoar și un scaun.
Ți s-au cam mâia balamarele, nenicule. Dar unde ai tras-o în halul ăsta de a ajuns să vorbești cu străbune, he? Îi zic frumos, nu-i așa? Nici nu știam că vorbesc așa de tare. Da, mai puțin și o să încep să și cânti. Nu o să cânt. Dacă ești bun să-mi dai un foc, mă voi simți în stare să intru în casa asta unde mă așteaptă drăguțul de cumnatul meu. Mulțumesc. Ți-am spus de atâtea ori să fii cu băgarea de seamă, ce dracu? Da. Nu-i vina mea, Hig. Nu-i vina mea că nu te îndur să arzi gaz de 2 cenți pe coridor, lăsându-i pe chiria să-și frângă gâtul. Dar ceilalți cum nu se împiedică? Numai tu faci ce faci și cazi totul în picioare. De altfel, nici nu mă miră în halul în care te afli. Dar și în ce hal crezi că mă aflu? Nu vezi cum te clatin și ce oclucitor ai? Ori ai întâlnit cumva o stafie? Da, poate, mai știi. Bună seara, domnule Botel. Noapte bună, Gertrude. Noapte bună, Matt. Cale bătută și vezi, nu trânti ușile. Ai văzut? A băut. Ți-am spus că așa o să facă. Cred că s-a împiedicat de căruciorul Alicei. N-avea cum să-l vadă pe întuneric. Și ceilalți? Ei cum l-au văzut? Îți spun eu că în seara asta comoara de frate tu era beat turtă. Chiar dacă a băut, a fost din întâmplare. Nu l-am văzut niciodată beat. Să știi că dacă mai vine o dată în halul ăsta, îl pun să-și ia catrafusele. Ai înțeles? Ce-o fie el, frate, dar n-o să las copiii noștri să dea ochii cu un stricaci, un bețiv. Asta nu poți să o faci. Își plătește regulat întreținerea. Când pleacă iar pe mare? Cred că după ce va cheltui toți banii câștigați în ultima cursă. A fost el la San Francisco să caute alt vapor, numai că atâta vreme cât mai are bani, face mofturi. Niciun vapor nu mai este pe placă, așa că n-ai scălit încă un angajament. Să-i pui în vedere să se angajeze cât mai repede pe un vapor, să se ducă în lumea largă și să caute comori. Numai că eu am cam luasem gândul de la plecare, deși uneori îmi venea să o rup la fugă. Știu, spre casa aceea cu bibliotecă uriașă și tablouri multe pe pereți. Dimpotrivă, bătrâne Joe, dimpotrivă. Existau momente când doream să fiu cât mai departe de casa asta. Și nu din cauza cărților, ora tablourilor. Nu cumva tot din pricina domnișoarei mers? Da, într-un fel. Ceea ce stârnea în mine această dorință era amintirea mâinilor ei. Amintirea mâinilor ei? Cum naiba vine asta? Da, eram obișnuit cu bătăturile aspre ale lucrătoarelor din fabrici. Cunoșteam prea bine pricina sprimii acelor mâini pentru a-mi da seama că mâinile lui Ruth erau moi, fiindcă niciodată nu muncise cu ele. Asta a stârnit în mine un simțământ instinctiv de revoltă. Nu puteam suporta gândul că există cineva care n-are nevoie să muncească pentru a trăi. Simțeam că din cauza asta prăpastia dintre mine și ea se adâncește și mai mult. Dar nu cumva exagerez, Mart? Poate că tatăl și mama ei munceau din greu pentru ca fiica lor să aibă mâinile acelea moi și catifelate? Tocmai asta e. Că nu muncea niciunul din greu. Maică sa nu muncea chiar deloc, iar tatăl ei se învârtea în cercurile marilor afaceriști și speculanți de bursă. Toți aveau mâinile la fel, albe și moi și foarte îngrijite. Atunci am înțeles mai bine că aristocrația era alcătuită din asemenea oameni care nu munceau. Dar mâini din astea am avut și noi, Mert! Ți-aduce aminte cum mi se mai umflau degetele de atâta apă cu leșie? Parcă erau niște cataboși. Uite, cealaltă sora mea, Mariana, s-a angajat vara trecută la o întreprindere de conserve. În mai puțin de o săptămână, mâinile ei delicate și frumoase s-au acoperit cu zgârieturi și plăci făcute de cuțitele mașinii pentru tocat roșie. Dar cel mai mult m-a impresionat mâinile mamei, când stătea cu ele încrucișate pe piept, în coșciuc. Negre și crăpate, asemenea pământului ars de secetă. La fel taică-miu, care muncise până la ultima lui suflare. Da, cunosc felul ăsta de bătături. Se nasc și mor odată cu omul. Odată cu omenirea, Joe, pentru că trec de la o generație la alta, așa cum au trecut de la tatăl meu la mine și de la mama la Gertrude sau la Mariana. Numai mâinile moi și delicate ca niște petale de trandafiri ale domnișoarei Mors nu mi-așau din minte. Degetele acelea plăpânde au răsfoit paginile a sute și sute de cărți, de poezie, și încă nu le citisem.
Mi-am spus la despărțire să mai trec pe acolo, dar nu puteam face decât dacă reușeam să mă apropii măcar cu o fărâmă de preocupările ei. Uite că trăi să o văd și pe asta. Martin Eden schimbându-și felul lui de a fi și obiceiurile. Mai ceva decât în fabula aia cu lupul care devine pielușel. Schimbarea s-a produs totuși. Scuturându-mă de amintiri și de neliniști ca de o zgură apăsătoare, mi-am zis într-o bună dimineață: Martin Eden, primul lucru pe care îl faci astăzi e să te duci la biblioteca publică și să citești despre bunele maniere. Ai înțeles? Și o să trebuiască să te cam lași de înjurat, Martin, băiatul. După un ceas, eram în biblioteca publică din Oakland. Figura mea descumpănită trebuie să-i fi atras atenția custodelui, care s-a apropiat de mine. Găsiți ce căutați, domnule? Nenorocirea e că găsesc prea multe deodată. Nu mă pot hotărâ ce să aleg din atâtea cărți pe care aș vrea să le citesc. Aveți o bibliotecă grozavă. Peste 300 de mii de volume. Pentru cititorii care au permis, împrumutăm și acasă. Da. Am fi bucuroși să vă avem printre cititorii noștri permanenți. Sunteți marinar? Da, domnule. Și pentru că am de gând să mai vin, o să-mi scot permis. Da, da, da. Va fi mai simplu și pentru dumneavoastră și pentru noi. Și acum, întrucât sunteți lup de mare, vă recomand cartea asta. E o enciclopedie pentru marinari. Mai avem aici câteva volume de matematică și astronomie pentru uzul navigatorilor. Le iau. Dar să știți că îmi plac și altfel de cărți. Cu multă plăcere. Vă asigur că nu ducem lipsă nici de literatură, nici de filozofie. Da. Vă mulțumesc. O să mai vin peste câteva zile. Prea bine, domnule. Vă salut. Vă salut, domnule. Agitație cumplită, un fel de nesațiu sufletesc a pus atunci stăpânire pe mine. Ca un înfometat doream să o zăresc pe fata aceea, ale cărei mâini firave îmi apucase viața cu o putere de uriaș. Dar nu eram în stare să-mi iau inima în dinți și să mă duc la ea. Mi-era o teamă cumplită ca nu cumva să mă duc prea curând și să mă fac astfel vinovat de încălcarea legilor neîndurătoare ale bunei cuvințe. Eu nu știu ce cred grangurile ăștia ai tăi despre buna cuvință. După mine însă, dacă un flăcău și o fată se iubesc, e că se poate de cuvincios să se întâlnească fără prea multe marafeturi, de câte ori le dă inima gheț. Da. Nu? Joe, aici nu e vorba despre ce ar fi putut spune lumea, cât mai cu seamă despre ceea ce credeam eu că e bine să fac. Știam că pentru a mă apropia de vocabularul și de nivelul cunoștințelor ei, trebuia să citesc zi și noapte. Petreceam nenumărate ore în bibliotecă, unde scoteam permise pentru mine, pentru soarea mea Gertrude, pentru soarea mea Mariana, ba chiar și pentru un vecin de pensiune, al cărei consimțământ îl obținusem cu câteva pahare de bere. Având 4 permise pe baza cărora puteam să împrumut cărți, citeam până noaptea târziu. Zi, Bogdan proste, că nu te-ai scrântit de-a binelea, tot pritocind atâtea terfeloage, zău așa. Înțeleg, mai citește omul dacă i-a cășunat așa deodată, dar mai face și câte o plimbare, mai ales cu băieții la o bere. Bătrâne, nici nu știi cât de mult mă schimbasem. De fumat mai fumam, ce-i drept, dar de băut nici pomeneam. Iauzi. Într-o zi am întrăznit să-l întreb pe custodele bibliotecii. În niciun caz, domnule Eden. Despre ce e vorba? Dacă faci cunoștință cu o domnișoară și te invită să mai treci pe la ea, la câtă vreme poți să te duci? De, știu eu, cred că oricând vei. Da, numai că aici e o situație specială. Ea, eu, știți, cum să vă spun, s-ar putea să nu o găsesc totuși acasă. E uneori plecată la universitate. Atunci mai treci și altă dată. Da, mulțumesc, mulțumesc. Nici nu știți ce înseamnă pentru mine sfatul unui om ca dumneavoastră. Dacă m-aș pricepe la toate daravelile astea, poate că
ca și zbuti și eu să scap din încurcătură. Iartă-mă, dar nu prea te înțeleg. Ce dar aver și ce încurcătură? Nu-i ce credeți dumneavoastră. Vreau să vă spun că dacă m-aș pricepe și eu să vorbesc așa atât de frumos, adică și atâtea altele, mi-ar veni mai ușor să găsesc o cale către ea. Și cam ce ai vrea să știi? Care e ora cea mai potrivită? După amiază, la ora prânzului sau poate seara sau mai bine duminica? Îți spun eu cum să procedezi. O chem la telefon și afli numai decât. Da, cred că e o idee foarte bună. Vă mulțumesc mult, domnule custode. Chiar așa am să fac, îi dau numai decât un telefon. Da. Domnule custode, da, mai e ceva. Dacă vorbești cu domnișoara, să zicem, de pildă, domnișoara Liz Smith, cum îi spui, domnișoara Liz ori domnișoara Smith? Spune-i domnișoara Smith. Da. Îi spui totdeauna așa. Da. Până ce ajungi, s-o cunoști mai bine. Mulțumesc mult. Mulțumesc că alerg la telefonul din vol. Plăcere. Alo? Domnișoara Moss? Bună ziua! Sunt eu, Martin Eden. Am îndrăznit să vă deranjez pentru că, știți, mă gândeam că poate dacă nu aveți altă treabă, să trec pe la dumneavoastră, să vă dau cele două cărți împrumutate. Poftim? Ce-ați spus? Pot să vii la orice oră vrei. Sunt acasă toată după amiază. Păi atunci vin chiar acum! În cel mult 20 de minute sunt la dumneavoastră. Bună ziua, domnișoare Mars. Cred că n-am întârziat. Nu, cât ești de puțin, domnule Eden. Pare bine că m-ai căutat la telefon. Da. Chiar mă întreba, ce-o fi cu dumneata de nu mai dai niciun semn de viață? Ce-ai fost plecat? Nu, m-am mișcat din localitate, dar n-am întreznit. De ce vorbești așa? Nu ne-am înțeles să treci pe aici ori de câte ori îți poftește inima. Am fost cam ocupat și nu terminasem de citit nici cărțile astea. Și cum le găsești? În ceea ce îl privește pe Soin Barn. Am rămas la părerea pe care ați auzit odată trecută. Da. Îmi merge la inimă. Da, Browning? Îmi pare rău, dar pe Browning nu pot să-l înțeleg. Aici aș avea nevoie de sprijinul dumneavoastră. Bine, dar în ce fel ai dori să te ajut? Păi v-aș ruga să-mi dați un sfat. Vă aduceți aminte că data cealaltă când am fost aici spuneam că nu pot vorbi despre cărți și despre lucruri din astea fiindcă nu mă pricep? Da, și încă de atunci eu ți-am promis tot sprijinul. Nimeni nu mi-a dat niciodată vreo mână de ajutor. Am muncit al dracului încă de când eram țâng. Iar acum când m-am dus la bibliotecă, de-abia am ajuns la părerea că nu citisem ce trebuie. Vă închipuiți doar că pe lângă cirezile de vite și pe bordul vapoarelor nu se află cărțile pe care le aveți dumneavoastră aici în casă, ca să zic așa. Nu e cazul să-ți pui atâta cenușă în cap, domnule Eden. Am văzut că ai o deosebită sensibilitate la cărțile bune. Dumneata ai gânduri frumoase, năzuiești spre mai bine, dar te risipești. Prea vrei să obții totul dintr-o dată. Da, mă grăbesc, adevărat, mi-am dat seama, dar venind la dumneavoastră, mi-am dat seama că am pierdut mulți ani din viață. Până acum 2 săptămâni nu mai călăcasem într-o casă ca asta. Când am venit și mi-am rotit ochii prin casa dumneavoastră, știți, atunci cele citite în cărți mi s-au părut a fi adevărate. Iar exagerez. Avem o casă frumoasă, e adevărat. Dar, în general, în comparație cu adevărații bogătași, noi ducem un trai fără lipsuri, dar modest. Ce vreau să zic e că mi-a plăcut casa asta. Am vrut și pentru mine așa ceva. Vreau și acum să respir acel aer pe care îl respirați dumneavoastră cu miros de cărți, cu tablouri, cu tot felul de lucruri frumoase, unde oamenii vorbesc încet și au purtări alese. Ești un om hotărât și puternic. Sunt sigură că dacă vei munci cu îndârjire, vei obține tot ce dorești. Cred că nu greșesc socotind însă că așa cum merg lucrurile la noi, numai prin muncă nu o să capăt niciodată ceea ce doresc.
mai e nevoie de ceva în plus. Ce? Ceva în plus? Da. Nu înțeleg. Eu, cum am mai spus, am trăit toată viața printre oameni care muncesc din greu și din zori și până noapte. E bine, niciunul, dar absolut niciunul, n-a reușit să ajungă la o viață omenească de pe urma acestei munci. Deci am zis că pe lângă muncă mai e nevoie de ceva, de un har mai deosebit, de un dram de noroc, da. sau eu știu de ce. Să zicem că ai dreptate și că pe lângă dorința de a munci vei avea și noroc. Eu n-am înțeles însă prea bine ce țel urmărești dumneata în viață. E adevărat, n-am ajuns însă să vă spun eu tot ce am găsit. Am înțeles că faci apel la sprijinul meu, dar încă nu știu ce fel de sprijin. Vreau, adică vreau să-mi croiesc drum, da? Către felul de viață pe care îl duceți dumneavoastră. Am înțeles că există și alte lucruri, nu numai pileală, muncă pe spetite și hoinăreală dintr-un loc într-altul, dar cum să ajung acolo? Pe unde să o apuc și de unde să încep? Eu știu că sunteți ultima ființă de pe lume care ar trebui să-i pun o astfel de întrebare, dar nu cunosc pe nimeni altcineva în stare să-mi dea un răspuns. Sau poate ar fi fost mai potrivit să-l întreb pe fratele dumitare pe Arthur. Și eu și el nu-ți putem da decât un singur răspuns. Trebuie să înveți. Da. Trebuie să te întorci la școală. Să o termini și pe urmă să treci la liceu și la universitate. Da, pentru asta e nevoie de bani. Oh, da. În asta nu m-am gândit. Dar, la urma urmelor, dumneata ai rude, nu? Poți găsi pe cineva care să te ajute. Tata și mama e morți. Am două surori, una maritată și alta care cred că o să se marite în curând. În afară de ele, mai am o droaie de frați. Eu sunt cel mai mic dintre ei, dar ăștia n-a ajutat niciodată pe nimeni. Vă să zic că e limpede că va trebui să învăț singura. Aș vrea să știu de unde să încep. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți procuri o carte de gramatică. Gramatica dumitale este îngrozitoare. Știu că vorbesc de multe ori urât și că rostesc cuvinte pe care dumneata nu le pricep, dar astea sunt singurele pe care știu să le folosesc. Am în mintea mea și alte cuvinte culese de prin cărți, dar nu sunt în stare să le pronunț sau nu le prea înțeleg, așa că mă folosesc mai rar de ele. Dar nu e vorba atâta de ce spui, ci mai ales de cum spui. N-aș vrea să te superi dacă îți vorbesc deschis, nu-i așa? Nu. N-aș vrea deloc să te jignesc. Nu, nici gând de așa ceva. Domnule Eden, fii bun, te rog, și spune-mi și mie, ce este aceea pileală? Pileală? Da. E un cuvânt mai din topor și înseamnă whisky, bere, orice băutură care te îmbată. Aha, mă tem că acest cuvânt lipsește din gramatica asta pe care tocmai am găsit-o. Da. În schimb, o să afli de aici. Ce este aceea conjugare, verb, substantiv, acord și multe altele. Mai târziu, după ce vei ajunge să pronunți corect și să compui orice frază potrivit regulilor gramaticale, eu am să te inițiez și în tainele matematicilor elementare. Da. O să muncești? Da. O să muncesc și eu pe lângă dumneata? Pentru că numai așa poți răspi în viață. Da, o să muncesc, n-ai grijă. Da, îți repet, mă îndoiesc că o să răzbesc doar prin muncă cinstită. Știi că eu cunosc niște exemple care infirmă părerea pe care o repeți, o repeți mereu. Și care sunt, mă rog, aceste exemple? Uite, domnul Butler, sub șef la banca unde lucrează tata. Tatăl său a fost casier la o bancă, dar ani întregi azi cu bolnav și în cele din urmă a murit de tuberculoză în Arizona. Iar după moartea tatălui său, Charles Butler s-a trezit singur pe lume. Mamă n-avea? Murise și dânsul? Maică-sa își părăsise de multă vreme familia și țara. Domnul Butler a început să muncească la o tipografie unde câștiga $3 pe săptămână. Astăzi are un venit de cel puțin $30,000 pe an. Și cum a ajuns aici? Cum? Așa. A fost cinstit, supus, harnic și econom. S-a lipsit de plăcerile după care aleargă cei mai mulți băieți. A luat hotărârea să economisească o sumă fixă în fiecare săptămână, indiferent de privațiunile la care trebuia să se supună. Ziua muncea și noaptea urma la școala serală. Și era foarte fericit când putea să se lipsească de ceva pentru a-și asigura drumul spre țelul final. Da.
asta, nu. Și eu sunt în stare să mă lipsesc de orice, dar să spun că sunt fericit când trebuie să fac acest lucru ar însemna să fiu bolnav, să mă înșel pe mine însumi. Știți că domnul Butler se considera fericit nu pentru privațiuni în sine, ci pentru tăria de a ști, de a și le impune cu bună știință și a le respecta. E cam tot aia. Nu, nu-i tot aia. Pentru că doar în felul acesta domnul Butler a reușit să studieze dreptul și să se angajeze la banca unde lucrează și tatăl meu. Ca simplu băiat de serviciu, bagă de seamă, cu numai $4 pe săptămână. Dar acum știe cum se strâng bani. Și chiar din acești $4 el a făcut economii. Da, cred că a dus o viață foarte grea pentru un tânăr. $4 pe săptămână? Da. Dar cum putea trăi cu banii ăștia? Mâncarea lui era probabil mai proastă decât porția ce se dă unui marinar pe cele mai prăpădite corabe. Da, așa este. Dar uite-te unde a ajuns. Da. Ia gândește-te cât își poate îngădui astăzi el cu un asemenea venit. Eu cred că domnul Butler nu încearcă vreo bucurie nici acum cu toată îmbelșugarea în care trăiește. An și an de-a rândul s-a hrănit așa cum ai spus, iar acum stomacul lui nu mai e bun de nimic. Așa este. E adevărat, așa e, dar mă rog, dispune. Poate să dispună de orice, că eu tot pun încă un rămășa, că e grav și încruntat ca o bufniță bătrână și nici prin cap nu-i trece că ar putea să se veselească vreodată cu toți cei $30,000 ai lui. Nu-mi cape nicio îndoială că dolarii au venit mult prea târziu. Nu e niciodată prea târziu să ajungi la o viață îndestulată și fără griji. Ba da. Dacă trebuie să plătești un astfel de preț, bogăția vine întotdeauna prea târziu. Te asigur că domnul Butler este un om cât se poate de inteligent și de înțelegător. Te rog să mă crezi că n-am vrut să-l jignesc cât uși de puțin pe domnul Butler. N-aș vrea să înțelegi cumva că mă îndoiesc de autoritatea și de averea lui. $30,000 pe an nu sunt de lepădat, dar boala de stomac a domnului Butler și neputința lui de a fi fericit răpesc acestui venit orice valoare. Vreau să spun, nu-i pentru prima oară când părerile dumneavoastră mă surprind. Și nu numai pentru că sunt noi și potrivite propriilor mele convingeri, dar presimt în ele o primejdie subtilă, sămânța unor idei care ar putea să clatine felul meu de a înțelege și a trăi viața. Iar asta nu pot admite cu niciun chip, întrucât sunt convinsă că viața pe care o duc este așa cum trebuie să fie. Este cea adevărată. Viața, oricum ar fi ea, e întotdeauna adevărată. Eu cred că e foarte important pe ce temelie se clădește această viață. N-am încă ușurință exprimării gândurilor. Trebuie să citesc mult și să învăț zi și noapte. Asta e temelia vieții mele. Începând cu gramatica, domnule Eden, și fără întârziere. Oarecare întârziere va fi, fără doar și poate, pentru că de mâine mă întorc pe mare. Da, n-am niciun ban, așa că m-am înrolat pe un remorchier care ridică ancora mâine în zori. Câteva luni voi face parte dintr-un grup de vântură lume plecat în Pacific în căutare de comori. Gramatica și alte cărți le iau cu mine. Promit să le învăț pe din afară. Domn scriptolog, ia vezi, nu cumva scrie în terfelul aga și cine dă de seară, rom de Jamaica sau ber? Cu întrebarea asta e turpispesul, buzatule. Dumnealui se ocupă de științe înalte, care nu este de nasul tău. Berea, romul și altele de alde astea spre care îți dă ghestie burdihanul, este lucruri de rușine și ocară. Sunt lucruri de rușine și ocară. Dacă ai să înveți gramatică, ceea ce sunt sigur că n-ai să faci vreodată, ai să vezi că așa e corect. Ce să facă?
Auziți, fraților, Jacques Nersosu să învețe gramatică. Să știți că dacă îl lăsăm în voia lui, mangositul ăsta își pierde de tot busola. Mâine, poi mâine, în stare să ne toarne și prenii. Ne face îngerași! Ei! Ei! Ce-i tărăboiul ăsta? Treceți imediat la locurile voastre. Tu, Jack și Buzatu, mergeți la pompe. Iar a crescut nivelul apei în cală. Ceilalți la Trincă și la Cavestan. Iar dumneata, ce faci aici? Stai la timonă sau citești? Vreau să fiu un dicționar, domnule capitan. Cred că asta nu stânjenește cât ești de puțin supraveghere. O stânjenește, nu o stânjenește. Dumneata, ești pus aici să stai la timonă, nu să citești. Am înțeles. Tot timpul stai cu câte o cărțulie în mână. Nu vezi că asta îi distrage și pe ceilalți de la îndeletnicirile lor? Am înțeles, vă făgătuie să fiu mai cu luare minte. Voi citi numai atunci când sunt singur. Mă rog, când ești singur, treaba dumitale. Cu condiția să nu calci litera regulamentului. Datoria înainte de toate. Domnule capitan, am văzut că aveți în cabină operele completele lui Shakespeare. Da, le am. O țigneală de a nevestiri. Ea și închipuie că eu pe mare stau tolănit în șezlong și citesc operele lui Shakespeare. Auzi, dumneata, Shakespeare pe pădutiernița asta plutitoare. Eu, știți, dacă mi-ați permite să citesc prețioasele volume, m-aș oferi să vă fac ordine în cabină, să spăl, să curăț, să servesc masa. Poftim? Vă rog, domnule. Vrei să te înhap de bună voie la toată tăvăleala asta numai pentru a-l citi pe Shakespeare? Da, aș vrea să... Mă rog, n-ai decât. Se vede treaba, băiete, că într-adevăr îți lipsești o doagă, așa cum și umblă vorba printre ceilalți membri ai echipajului. Da, da? Op luni aduna călătoria asta, bătrâne Joe. Op luni de cercetări zadarnice, după care expediția căutătorilor de comori s-a destrămat pe insulele Solomon. Banii câștigați îmi îngăduiau să rămân pe uscat multe săptămâni, dar în călătoria asta am câștigat ceva mult mai de preț decât banii de care aveam neapărat nevoie. Știu, ai învățat pe de rost gramatica. Am studiat-o de la un capăt la altul de câteva ori la rând, până ce am ajuns să o stăpânesc. În zilele acelea am simțit pentru întâia oară că în ființa mea se ascundeau posibilități mult mai mari decât cele ce se transformaseră până atunci în fapte. Atunci mi-a venit marea idee. Aveam să scriu. Să scrii? Trebuia să devin unul dintre ochii cu care oamenii văd, una dintre urechile cu care aud, una din inimile cu care simt. Voi scrie de toate. Poezie și proză, romane și cărți de călătorie. Simțeam că scriitorii sunt uriașii lumii, cu mult mai valoroși decât al de domnul Butler, care câștigă 30.000 de dolari pe an. Spune-mi, Mert, din toată aiureala asta trebuie să înțeleg că ai ajuns unul din aia care scriu cărți și publică prin jurnale? Da, Joe, sunt unul din aceia care scriu cărți și despre care se vorbește în jurnale. Dacă aș fi știut atunci ce drum trebuie să străbat pentru a fi ceea ce sunt, cred că m-aș fi lăsat pe gubaș. Oh, dar n-ar fi fost potrivit firii tale, Mert. Pe unul ca tine nu-l sperie nicio muncă. La început și eu am crezut că e vorba de muncă, așa că eram foarte încrezător în forțele mele să scriu. Gândul ăsta ardea în mine ca focul. Îmi propusesem să încep de îndată ce voi ajunge acasă. Lui Ruth nu vroiam să-i telefonez ca ea să fie surprinsă ori încântată când va vedea primul meu articol tipărit. Și ai putut să faci asta? Să nu o vezi pe Ruth? 2 săptămâni întregi, Joe. Și în acest timp m-am închis în vechea mea chiliuță din casa cumnatului meu și am scris fără întrerupere. Și? După 3 zile de muncă titanică, am terminat o povestire în care descriam peripețiile căutătorilor de comori. Dar am fost nevoit să o copiez de 3 ori la rând. De ce? Din neștiința începătorului, Joe. Pe urmă am citit într-un jurnal câteva îndrumări date începătorilor. Acolo scria că ziarele plăteau cel puțin 10 dolari de coloană. Povestirea mea avea 10 coloane, deci valora 100 de dolari. Pe mare ar fi trebuit să stau 3-4 luni pentru a câștiga banii ăștia.
100 de dolari! $100 bănet, nu glumă! Asta zic și eu că era o frumoasă surpriză pentru domnișoara Mers. Numai că n-a fost pentru ea, ci pentru mine. Cum așa? Toate la rândul lor. Deocamdată eram în culme fericirii. Am pus manuscris într-un plic mare și l-am trimis ziarului San Francisco Examiner, în convingerea că va fi publicat sâmbătă sau cel mult duminica următoare. Între timp, am început o novelă de aventuri pentru tineret, pe care am trimis-o reviste Yo's Companion. Era o povestire despre vânătorii de balene din bazinul Arctic, numărând 21.000 de cuvinte. Am lucrat la ea o săptămână întreagă, dar 21.000 de cuvinte a 2 cenți fiecare, atâta plătea revista, făceau $420. Niciodată nu văzusem atâția bani deodată. Sâmbăta următoare am căutat-o pe Ruth la telefon și am anunțat-o că vreau să-i fac o vizită. După lung și lung se întoarce așteptat și răsfățat, asemenea fiului risipitor. Bună ziua, domnișoară Ruth. Ne dăjduiesc că m-am întors asemenea fiului strângător. Strângător? De ce, domn Leiden? De soare și de brize marine, domnișoară. Da, da, se văd pe fața dumitale în bronzul proaspăt și lucitor. Da, poftești. Arte-o. Mulțumesc. Poftești înăuntru. Arăți foarte bine. Văd că ai și un costum nou care îți vine foarte bine. Sunt primele mele haine făcute pe comandă. A, înseamnă că ai găsit o mină de aur acolo pe mare. Comorile pe care le căuta stăpânul vasului au rămas unde sunt, dacă vor fi existând cu adevărat. Hainele le-am plătit din ce am câștigat, dar o comoară tot am găsit în călătoria asta. Eu singur. Una mai prețioasă decât tot aurul din lume. Ce vrei să spui cu asta? L-am descoperit pe William Shakespeare. Capitanul vasului avea operele complete ale lui Shakespeare. Le-am parcurs de câteva ori la rând. Este o lectură cam dificilă pentru cine nu cunoaște epoca elizavetană, cu moravurile ei pestrițe și limbajul acela arhaic încărcat. Te asigur că după ce l-am citit pe Shakespeare, cunosc epoca asta de parcă aș fi trăit eu însumi pe atunci. Dar Shakespeare a mai făcut ceva pentru mine. M-a îndemnat să scriu. Să scrii? Da. Adică să compui piese de teatru? Teatru și poezie și proză. Citindu-l am simțit că există în mine nevoia de a spune ceva semenilor mei, că am ce să le spun și că voi fi în stare să fac acest lucru. Nu, Aiden, trebuie să mărturisesc că descoper o mare schimbare în felul dumitale de vorbi. Nu numai că vorbești corect, dar te exprimi cu multă ușurință și în vocabularul dumitale există o mulțime de cuvinte noi. Ți-am urmat sfatul cu sfințenie. Am studiat temeinic și cu răbdare gramatica. Ai făcut foarte bine. Nu pot decât să te felicit. Dar eu cred că de aici și până la a deveni autor de literatură este o distanță foarte mare. Mai întâi trebuie să-ți completezi educația și studiile. Indiferent dacă în cele din urmă ai să ajungi sau nu scriitor. Asta ar însemna ca deocamdată să renunț la... Nu, bineînțeles că între timp poți să te ocupi și de scris. Te-aș ruga însă ca mai înainte de toate să te prezinți la examenul de admitere la liceu. Da. Începe luna viitoare. Mă prezint și la examen dacă asta e dorința dumitale. Dar înțelege-te, rog, că ard de nerăbdare să scriu. Am și făcut câteva încercări și cred că mă aflu pe drumul cel bun. Simt în mine puterea de a așterne pe hârtie gândurile a tot ceea ce am cunoscut înfruntând viața. Și nu cred să existe pe lumea asta ceva în stare să mă împiedice, domnișoara Mars. Să-ți mărturisesc, Joe, că lipsa de entuziasm a lui Ruth m-a dezamăgit într-o oarecare măsură, dar nu m-am descurajat. Luni dimineață m-am urcat în tramvaiul de Oakland ca să ajung la timp la examenul de admitere la liceu. L-am dat, dar peste câteva zile, când m-am dus să aflu rezultatul, directorul liceului mi-a retezat imediat orice speranță.
discipline de concurs. Și în special ignoranța dumitale în ce privește istoria Statelor Unite este îngrozitoare. Altfel nu poate fi calificată. Îngrozitoare! Sfatul meu ar fi să... Dar, domnule director, nu s-ar putea cumva să aprobați o reexaminare? Nu s-ar putea nimic, domnule Eden. Cel puțin în stadiul dumitale de pregătire, așa ceva este cu desăvârșire exclus. Sfatul meu ar fi să repeți ultimele două clase ale școlii elementare. Bună ziua! Prin urmare, vezi că am avut dreptate. Știi mai multe lucruri decât oricare elev de liceu și cu toate astea nu poți reuși la examen. Asta din pricină că educația dumitale, atâta cât ai, este fragmentată și superficială. Da. Dacă aș fi în locul dumitale, eu m-aș înscrie la școala serală. Păi... Într-un an și jumătate, poate că ai reușit să dai două clase și să câștigi, astfel 6 luni. Afară de asta, ziua ți-ar rămâne liberă pentru scris, sau dacă nu izbutești să te întreții cu scrisul, ai putea să-ți iei o slujbă oarecare. Dar dacă ziua mă duc la slujbă, iar seara la școală, când am să scriu? De scris ai să scrii după ce îți termin studiile. În felul acesta și talentul dumitale va căpăta o bază mai solidă. Nu, eu nu am nimic împotriva studiilor. Singur am spus că am nevoie de pregătire, de cunoștințe folositoare. Dar dusul ăsta la școala serară mi se pare ceva copilăresc. Nu cred că mi-ar mai putea fi de folos. Pot învăța mult mai repede decât poate preda un profesor. Iar dacă pot învăța singur și n-am nevoie de diplome, n-ar fi decât o pierdere de vreme, ori eu nu am timp de pierdut. E vorba numai de timpul strict necesar, de pildă fizica și chimia. Nu poți învăța așa ceva fără laborator. Pe urmă, îți vei da seama că la algebră și geometrie nu poți face nici măcar un pas fără profesor. Știința mi se pare asemenea cabinei de comandă de pe un vapor, locul unde se află hărțile și instrumentele de măsură. De câte ori intru într-o bibliotecă, am impresia asta. Rolul profesorilor e să explice sistematic elevilor tot ce se află în cabina de comandă, să inițieze pe niște tutori care alminter s-ar rătăci. Numai că eu nu mă rătăcesc ușor. Am simțul orientării. Miros imediat unde... Dar n-ai de ce folosi aici verbul a miros. Ai dreptate. Îmi dau deci seama imediat unde mă aflu. Dar unde mă aflam? A, da. În cabina de comandă. Ei bine, există tip... Există oameni. Există oameni care au nevoie de călăuză. Dar eu mă pot descurca și fără ea. Am petrecut ceva vreme în cabina de comandă și aproape am ajuns în stare să-mi găsesc singur drumul. Asta este unul din defectele dumitale. Vrei să obții totul deodată. Ai în toată o lăcomie înspăimântătoare. Dar nu ți-am spus că n-am timp? Asta vreau să-ți dovedesc. Apelând la ce știu eu mai bine. Arta navigației. Viteza unei flote este viteza celui mai leneș dintre vase. Iar viteza de predare a profesorilor se stabilește în același fel. Nu pot să meargă niciun caz mai repede decât elevii cei mai slabi. Iar eu pot merge cu o viteză mult mai mare decât pot ei mâna întreaga clasă. Să amintești de versul lui Kipling din Biruitorii? Cine vrea să ajungă îndată, singur drumul să-l străbată. Da, da, numai că Kipling se referea la cu totul altceva, nu la învățătură. Am apelat totuși la acest vers pentru că sunt conștient de jalnica neputința vorbelor mele de a exprima ceea ce vreau să spun. Niciodată n-am cutezat să dau glas lucrurilor mari, să las frâul liber frumuseții pe care o simt clocotind în piept. Și nu știu cum să spun, dar cred că elanul, gândurile astea avântate și binefăcătoare, îmi vin numai când sunt aici. Numai când stau cu dumneata. Domnule Eden, te asigur că gândurile astea ți aparțin cu totul. Eu sunt, dacă vrei, ceea ce le stimulează. Și nu prin cine știe ce minune, ci prin simplu fapt că îndrăznesc să te contrazic din când în când. Da. Oricum ar fi, îți mulțumesc mult, domnișoară Mars. Acum plec. Vreau să stau câteva ore singur să mă gândesc cum să acționez mai departe. S-a auzit ușa? Dar trebuie să fie părinții mei. Da. Vin de la vernisajul unei expoziții de pictură. Nu, eu nu vreau să-i deranjez cu prezența mea. Te asigur însă că în gândurile mele un loc important va fi rezervat posibilităților de a-mi completa studiile. Nu știi câtă plăcere îmi faci cu aceste cuvinte. Bună ziua, domnule Eden. Bună ziua și vă rog să mă scuzați pentru lipsa de politețe. La o oră atât de înaintată, dar
Știți cum se întâmplă când te iei cu vorba? Se poate, domnule Eden, ce vorbe să astea? Chiar așa, tinere, nu-i cazul să te formalizezi pentru atâta. Da. Poți să rămâi cât poftești. Da, vă mulțumesc, domnule Marse, pentru amabilitate, dar oricum mă pregăteam să plec. Am niște treburi urgente în oraș. Dacă e vorba de treburi, nu mă opun. Afacerile înainte de toate. Sărut mâine, doamnă. La revedere, domnule. La revedere. Eden, e mers să te conduc. Da. Tânărul ăsta mi se pare foarte ager la minte. Iar pentru condiția lui, trebuie să recunosc că arată destul de bine. S-a schimbat foarte mult de când l-am văzut ultima oară. Nu se mai repede la vorbă, rostește cuvintele rar și răspicat, ferindu-se de expresiile din topor și căutând cuvinte cât mai alese. Ruth este foarte mândră de transformarea aceasta pe care și-o atribuie în cea mai mare măsură. Și crezi că asta e numai mândrie? Nu cumva începe să fie altceva? Nu-ți face griji. E cel dintâi bărbat asupra cărei s-au oprit o clipă privirile. Părea atât de stângace și lipsită de interes în ce privește bărbați, încât, îți spun drept, eram tare îngrijorată. Și ai cumva de gând să te folosești de tânărul marinar pentru a o face să-și vină în fire? Mă gândesc doar că nu e cazul să moară fată bătrână. Dar în privința asta am și eu un cuvânt de spus. Iar dacă tânărul Eden este în stare să-i trezească interesul pentru bărbați în general, asta nu poate fi decât o treabă bună. Grozav de bună. Dar ea presupune. Uneori, dragă mea, trebuie să mai facem și presupuneri. Că tânărul acesta izbutește să-i trezească interesul. Mai ales, sau chiar exclusiv, în ce privește persoana lui. Să te vedem atunci cum te mai descurci. Așa ceva nu este cu putință. Zău! Și pe ce te bazezi, mă rog? Mai întâi pentru că Ruth are 24 de ani și este, deci, cu 3 ani mai mare decât el. În al doilea rând, dacă până la vârsta asta n-a simțit flacăra dragostei, e greu să-i simtă dogoare așa dintr-o dată. Se întoarce Rut. E mai bine să nu discutăm față de ea chestiunile astea. Te-aș ruga să notezi, dragă Joie, că deși mă aflam la a treia povestire, încă n-avusesem curajul să-i arăt ceva lui Ruth din ceea ce scrisesem. Mă străduiam să duc mai departe novela Pescuitorii de Perle, pe care aș fi terminat-o mai curând dacă nu m-aș fi întrerupt mereu încercând să scriu versuri. Făceai poezii care va să zică, astea îmi plac și mie. Acum vreo 30 de ani, pe când eram ucenic, am recitat la o serbare Când oștile se adună sub drapel. Ce succes am avut! Da. Eu scriam numai poezii de dragoste și pe toate le dedicam lui Ruth. Îi le dedicai? Da. Dar nu îi le arătai? Zău că erai sărit de pe fix. Dar cum să îi le arăt? Mai ales că nu prea mi-așeau. Nu puteam să învăț dintr-o dată meșteșugul versurilor. Într-un timp am scris și niște articole despre marinari, despre vânătoarea de broaște țestoase și despre alizeele emisferei boreale. Apoi, numai 3 zile, am scris dintr-o zvâgnire 6 schițe pe care le-am expediat la diferite reviste. Dar știu că munceai, nu glumă? Da. Mai dihai ca la spălătorie. Într-un fel, da, pentru că nu lucram cu ora, ci fără răgaz, dar eram în culme fericirii. Lumea adevărată se răsfrângea în cugetul meu, iar lucrurile pe care le scriam erau tot atâtea frânturi de viață ieșite din mintea mea. Ascultă, Mert, eu nu mă pricep deloc la marafeturile astea ale scrisului și nici nu mă dau un vânt după ele. Dar am și o curiozitate de bătrân ramolit. Spune. Trebușoarele astea merg repede sau trebuie să te ham la ele de dimineața până seara? Dacă adaugi și noaptea, încep să te apropii de adevăr, bătrâne. Nu uita că eu scriam, dar trebuia să și învăț totdeodată. Așa că îmi redusesem somnul la 5 ore. Săptămână în șir nu m-am abătut cu o iotă de la programul ăsta. Dar cologan mă aveai? A? Ia spune. Ajunsesem pe spongi și nu primeam de nicăieri niciun cent. Revista pentru tineret mi-a înapoiat manuscrisul povestirii de aventuri exact la 1 lună după ce îl trimisesem. La fel au procedat și cei de la Francisco Examiner și toate revistele unde trimisesem cele 6 schițe. Pe acestea din urmă le-am citit și le-am recitit de nenumărate ori și mi-au plăcut atât de mult încât îmi era cu neputință să înțeleg cauza respingerii, până când mi-a venit în gând că poate nu eram un bun judecător al propriilor mele creații. M-am hotărât să le citesc cuiva.
Te trăgea ața spre domnișoara Mărș. Parcă văd cum te-ai repezit ca să-i afli părerea. Da, dar de unde? Am făcut mai întâi o încercare cu sora mea Gertrud. Făcea toți banii să mă vezi citind schițele în timp ce ea storcea rufele și le așeza pe o sârmă. Ia uite, domnule, tu ai scris istoriile astea? Da, eu. Dar ia spune, cum ți-au plăcut? Lucru mare, Mart. Grosav. Și îndrășător. Mi-au plăcut tare mult. Sigur? Văd pe fața ta o nedumerire. E ceva ce n-ai înțeles sau care te-a nemulțumit? Cum să-ți spun eu, Mart? Adevărul e că n-am prea înțeles ce s-a întâmplat cu cei doi. Cum au terminat, adică? Cum? A luat-o pe fată tânărul ăla care vorbea atât de frumos? Bineînțeles, Gertrude. N-ai auzit ce se spune în final? Jim se îndreaptă spre ea, privind-o drept în străfundul ochilor. Citi în ei acelea simțăminte de adâncă tulburare, de tandră și pură așteptare. Și atunci știu că frumosul lor vis era acum realitate. După care cei doi s-au îmbrățișat și mai târziu s-au dus la ofițerul stării civile. Ei, asta eram doritoare să știu. De ce l-ai scris tot așa și în povestire? Da, scena cu îmbrățișatul și cu dusul la ofițerul stării civile n-am scris-o pentru că se subînțelege. N-am spus eu acolo că frumosul lor vis era realitate. Da, ai spus, dar nu toată lumea poate înțelege. E mai bine să fie clar. Uite, de pildă, povestea e altă. Cea cu docherul invalid e mai pe înțelesul meu și cu toate astea mi-a plăcut mai puțin. De ce? Istoria e grozavă, dar mă întristează. Îmi vine să plâng. Și fără asta sunt prea multe lucruri triste pe lume. Dacă mă gândesc la lucruri vesele, parcă mă simt deja mai fericită. Dacă s-ar fi vindecat și s-ar fi putut apoi însura cu fata aia sfioasă de la bir, ar fi fost cu totul altceva. Oricum, istoriora e grozavă și așa. Cui ai să o vinzi? Asta e altă căciulă. Dacă ai vinde-o, cât crezi că ți-ar da pe ea? Cam $100. Oh! Cam așa se plătește de obicei. $100? Nemaipomenit! Atunci ar fi foarte bine să o vinzi. Bani frumoși, nu-i așa? Am scris-o exact în 2 zile. Asta înseamnă $50 pe zi. E foarte bine, Mat. Nici nu știi cât mă bucur pentru tine. Îți urez din tot sufletul să le vinzi și să scrii și altele și mai frumoase. Atunci am înțeles pentru prima dată că publicul prefera povestirile cu sfârșit fericit. Puțin mai târziu am făcut o a doua descoperire. L-am cunoscut pe Herbert Spencer și prin el teoria evoluționistă a lui Darwin. Cine sunt ăștia? Iartă-mă, Joey. Am pierdut din vedere că n-ai de unde să-i cunoști pe Spencer și pe Darwin. Păi de unde? Sunt doi gânditori bătrâne care s-au întrebat de ce e lumea așa cum este și cum a ajuns să fie așa și nu altcumva. Împreună cu Ruth și cu Arthur am început să merg la universitate pentru a audia unele cursuri de filozofie. Discuțiile cu cei doi, la care participa adesea un coleg de-al lor cu ochelari și cu părul vâlvoi pe care îl chema Will Olney, erau interesante. Merge învățătura, merge? Mă descurc, Carter. Află de la Ruth că faci progrese în toate direcții. Iau câte puțin din toate, Arthur, ca omul fiind. Da, băi, sper să venim și noi. Uite așa, trag de Olney, de peste un sfert de ceas. Cască ochii prin holuri după fete. Pariez că Ruth a și găsit timp să mă bârfească. Greșesc cumva, Arthur, da? N-a prea avut loc să se desfășoare, dragă Will. Iar acum, dacă ai venit tu, nu mai are nicio șansă. Concurența ar fi prea neloială. Tu să nu faci pe diplomatul cu mine, auzi? Gata, nu mai. Iar bancurile astea ieftine să le vinzi lui Martin, deși cred că s-a cam dus vremea când înghițea gogoși pe nemestecate. S-a rafinat băiatul, nu? Cu Martin am discutat lucruri serioase. Da, ca de exemplu? Ca de exemplu filozofie. Nu știu dacă ai auzit tu de unul Spencer. Și Herbert, cunosc. Nu, Arthur, tu uiți că Will trece drept un as la filozofie. Nu uit, dar afirm că Martin știe despre Spencer mai multe lucruri decât oricare dintre noi. Exagerez, Arthur. De-abia am început să-l studiez, dar și așa, din puținul pe care îl știu, îmi dau seama că e un gânditor de valoare excepțională. Asta pentru că n-ai apucat să studiezi și alți filozofi, dragă Martin.
Nu e bine să ajungi la concluzii atât de categorice fără a studia mai pendelete istoria filozofiei. Pendelete n-am timp. Ți-am spus, Martin. Greșeala ta cea mai mare este că nu studiezi temeinic și ordonat, că n-ai răbdare să duci lucrurile la capăt. Tu crezi că matematicile sau chimia sunt științe pe care le poți studia în diagonale? Trebuie să stărui asupra fiecăreia, să revii. Ascultă, Rut, știu că pentru tine tot ce ala extinsă pe o arie cât mai largă înseamnă a-ți însuși o cultură generală. Din punctul tău de vedere n-are importanță ce studiezi. Vorbești despre cultură, Olne, ca și cum ai socoti un mijloc pentru atingerea unui anumit scop. Ori cultura trebuie să fie un scop în sine. Nu, dar Martin nu de așa ceva are nevoie. De unde știi tu? Martin, ce anume dorești? Eu, să vă spun drept, nu înțeleg. Nu mi-e prea clar rostul acestei întrebări. Cum nu ți-e clar, Martin? Nu mi-e clar. Te-a întrebat ce dorești dumneata de fapt făcând asemenea efort de instruire. Ce dorești? Răspunsul dumitale rezolvă întreaga problemă. Da, bineînțeles. De cultură am nevoie. Iubesc frumosul, iar cultura mă va ajuta să-l înțeleg și să-l judec mai bine. Ai văzut, Will Olney? Stai. Martin aspiră absolut dezinteresat spre cultură. Dragă Ruth și scumpii noștri Will și Martin, întrucât discuția despre rolul culturii în viața sărmanului meu prieten amenință să mai dureze un timp nedefinit, îmi dați voie să mă retrag. Mă așteaptă mama la City Hall Park. La revedere, dragii mei. Îi spune-i mamei că ne venim acasă. Ruth, v-ați zis că pretins că Martin aspiră spre cultură absolut dezinteresat, dacă am reținut eu bine, da? Da, eu cred că acesta e sensul vorbelor pe care le-ai rostit. Află că Martin dorește carieră, înțelegi? Carieră, nu cultură. Martin are nevoie de cultură pentru că vrea să scrie, dar n-are curajul să o spună pentru a nu te supăra pe tine, înțelegi? Te rog, Olni, te rog, lasă-mă. Ia, lasă, tu să nu mă întrerupi. Acum vorbesc cu Ruth, iată. Așadar, de ce vrea Martin să scrie? Pentru că n-are mijloace de existență și vrea să le obțină pe calea asta, pe când tu... De ce ți împuiesc capul cu saxonă și cu altă cultură generală de soiul ăsta? Pentru că nu ești silită să scroiești un drum în viață, înțelegi? De treaba asta se îngrijește taică tu. El îți plătește mâncarea, el îți plătește îmbrăcămintea, studiile și toate celelalte. Nu e normal să fie așa? Vezi tu, normalul ăsta e pentru tine și pentru mine. Martin are alt normal. Așa sunt lucrurile, mă și întreb, la ce naiba slujește învățătura și educația noastră, a ta, a mea sau lui Arthur, a? Suntem tobă de cultură generală, iar dacă părinții s-ar ruina peste noapte, ne-ar mai rămâne decât să ne prezentăm la un examen de profesor suplinitor și să ocupăm o catedră. Cea mai acătării slujbă pe care ai putea să o capezi, Ruth, ar fi un post de profesoară de pian într-un pension de fete. Și tu, mă rog, ce ai face? Eu n-aș face chiar nicio ispravă, pe când Martin crede în el, are sentimentul că întrezărește un drum limpede în viață și asta nu poate decât să-i înflăcăreze imaginația, să-i dea încredere în el însuși. Da, Martin are încredere în forțele sale pentru că nu este un sceptic înrăit ca alții care se simt bătrâni și neputincioși la 22 de ani. Bine, mulțumesc. Nu, am înțeles aluzia, mulțumesc. De alminte, draga mea, Ruth, dacă e să privim adevărul în față, noi doi nici nu vrem să ajungem undeva. Într-o bună zi tu ai să te măriți cu unul cu bani, iar eu nu o să am niciodată altă treabă decât să-i supraveghez pe avocații și oamenii de afaceri care au să se îngrijească de administrarea verii ce-mi rămâne de la tata, sigur. Ești o vulgaritate îngrozitoare. Da, sunt mai bine o vulgaritate care îi spune omul adevărul în față decât o bunătate care îl induce în eroare. Iar pe Martin ar trebui să-l lași în pace. Ruth, el știe foarte bine de ce are nevoie. Ia seama la câte a realizat încă de pe acum. Uite, a ajuns să știe despre lume, despre viață, despre rostul oamenilor pe pământ și despre toate celelalte mult mai mult decât Arthur sau decât mine sau decât tine. Da, chiar cu toată cultura. Dar Ruth este învățătorul meu. Ei datoresc tot puținul pe care am reușit să-l învăț în cele 14-15 luni de efort. Aiurea, acum ai să-mi spui probabil că i-ai citit pe Spencer și pe Darwin la îndemnul ei. Nu e adevărat, să știi, nu e adevărat. Ruth știe despre Darwin și evoluționism exact atât cât știu eu despre minele de aur ale regelui Solomon. Nu e adevărat. Lască, hai, de ajuns de bine. Ușure, te înfier bânzi de pomană. Stai. Sunteți un, iertați-mă că vă spun, sunteți un nedrept și... și cam brutal. Ba chiar o brută, cum ar zice drăgălașa fecioară aici de față. Dar asta nu schimbă cu nimic situația. Ruth habar n-are de Spencer și basta, n-am timp acum să mai discut cu voi cum așteaptă băieții la antrenament. În fine, să auzim de bine. Nu-l luam seamă. Așa e de când îl știu, răutăcios și rost de invidie și un pic cabotin. Cu toate acestea mă văd nevoie să admit că cel puțin în anumite privințe raționamentele lui nu sunt lipsite de logică. Nici pe de-a dreptul false. Cum asta? De pildă, credința lui că eu mă simt atras de cultură și, în general, de cunoaștere, numai pentru că
pentru că doresc să fac carieră. Asta este o aberație. În schimb, trebuie să recunosc că am intenția să folosesc într-adevăr și cunoștințele și talentul meu pentru a izbuti în viață. N-am altă alegere. Niciodată n-am fost împotriva faptului că literatura pe care o vei scrie să fie o eventuală sursă de venit, dar nici nu cred că dorința de câștig poate fi adevăratul imbolt al creației. Bineînțeles, Ruth, bineînțeles. Olney greșește grav. Grav când își închipuie că acesta e adevăratul resort al setei mele de cunoaștere și de autoperfecționare. Pot spune fără să mă laud că imboldul meu spre frumos a fost și a rămas firesc și spontan, mai presus de orice socoteli meschine. Te cred, Martin. Și îmi pare nespus de rău că n-ai rostit vorbele astea când era aici și nesuferitul de Olney. M-a luat prea repede, n-am putut să-mi adun gândurile. Aș putea să adaug pentru dumneata, Ruth, că foamea mea de cunoaștere e uneori mai puternică decât chiar atot puternicul instinct de conservare. Altfel, cum s-ar putea explica împrejurarea că am fost în stare să-i citesc și să-i recitesc pe Spencer și pe Darwin 3 zile și 3 nopți în șir, fără să dorm și chiar fără să mănânc mai nimic? Înseamnă că ți-au plăcut, mă. Mi-au plăcut, m-au înlănțuit pur și simplu cu o forță căreia n-am putut să-i rezist, care mi-a invadat toată ființa. Vorbești despre ei de parcă ar fi mari poeți și nu un filozof și un om de știință. Preferințele mele merg spre literatură, dar mă simt preocupat de toate problemele universului. Regret că nu sunt altceva decât un biet naufragiat pe țărmul unei lumi străine, un poet care rătăcește cu sufletul încărcat de frumusețe, dar incapabil să-i dea glas, să o toarne în cuvinte. Nu trebuie să te descurajezi, Mart. E bine să ai mereu viu în minte că pe lângă talent, arta cere răbdare, perseverență, sacrificiu de sine. Am de toate, Ruth, de toate și din belșug, în afară de răbdare. Mă doare că ziua și noaptea au doar 24 de ore și că sunt victima acelei servituți biologice care mă silește ca 4-5 ore dintre acestea să le petrec dormind. De-ar fi să cer ceva providenței, i-aș cere timp. Timp și iarăși timp. Ăsta e singurul lucru care nu stă în puterile mele, Ruth. Trebuie să știi, Joe, că în ciuda dorinței lui Ruth și a dragostei mele pentru ea, m-am hotărât să nu învăț latinește. Pentru mine timpul era totul. Ești tare, Mart. Totdeauna ai fost un om al dracului de tare. Nimeni altcineva nu s-ar fi încăpățânat să scrie atâtea luni pe gratis, crede-mă. Și aveam o nevoie cumplită de bani. Dar pe nicăieri nu mi se primise vreun articol sau vreo povestire. Petreceam ore îndelungate în sări de lectură, citind ce scriseseră alții, cercetându-le curios și atent scrierile, comparându-le cu ale mele și continuând să mă întreb fără încetare cum reușeau ei să-și publice scrierile. N-am găsit un răspuns satisfăcător și atunci mi-am dat seama că e mai bine să nu mai plictisesc pe Ruth și m-am adresat lui Arthur. Zici că ai primit înapoi toate manuscrisele? Absolut toate? Da. Pe unele de câte 4-5 ori, Arthur. De la reviste diferite, bineînțeles. Dar ceea ce mă nebunește e că aceleași reviste oferă coloanele lor unor producții absolut lamentabile. Poate au anumite calități pe care nu le sesizezi tu, ma. La naiba. Cu unele excepții sunt niște fleacuri și sunt totuși tipărite. Sunt tipărite, Arthur, în sute, în mii și în zeci de mii de exemplare. Nu au în ele nimic, dar se vând cu 2 cenți cuvântul, 20 de dolari mie de cuvinte, așa cum am citit în reclamele revistelor. Nu cumva autorii aceia pe care îi critici simt mai bine pulsul publicului, cunosc mai exact cerințele cititorilor, sunt mai aproape de moda literară a zilei? Dar bine, Arthur, revistele acestea toate scriu cu litere de o șchioapă că vor o literatură care se pună în lumină marile adevăruri ale vieții. Dacă aș fi primit un singur rând scris anume pentru mine, în loc de toate aceste sute de formulare, aș fi acceptat orice respingere. Să nu uiți, Martin, că la asemenea mecanisme e oricând posibil o mică dereglare. Și atunci s-ar putea ca rotița care manevrează dispozitivul notelor de respingere să înceapă să emită cecuri.
Acestea au fost singurile vorbe de încurajare cu care m-am ales în vremea aceea. Până și sora mea, Gertrude, începuse să se uite chiorâși la mine. Mai întâi primise cu înțelegere de soră ceea ce socotea a fi o scrânteară de-a mea. Dar acum, tot din dragoste de soră, începea să se îngrijoreze. Pentru ea, ceea ce fusese scrânteală devenea curată nebunie. Atunci m-am hotărât să-i dau câteva din manuscrisele mele lui Ruth pentru a-i afla părerea. Au stat la ea o săptămână, după care, într-o după-amiază de vară, ne-am urcat amândoi pe bicicletă și am plecat spre dealuri. Ne-am oprit în vârful unei coline. De bine te pricep să vorbești, Martin. Încep a învăța cum să vorbesc. Ți-am mai spus că sunt în mine atâtea și atâtea lucruri care se cer spuse și totul este uriaș. Dar eu nu găsesc mijlocul nimerit pentru a exprima ceea ce într-adevăr se află în mine. Dar vorbești foarte frumos, Martin. Gândește-te numai câte progrese ai făcut în răstimpul așa de scurt de când te cunosc eu. Poți ajunge departe, dacă vrei. Se vede asta și din povestirile pe care mi le-ai dat săptămâna trecută. Le-ai citit? Da. Cum le găsești? Hai să le luăm pe rând. Novela Vinul Vieții, de pildă, mi se pare scrisă cu pasiune, cu sinceritate. Există însă și unele pasaje care au o notă de diletantism. Da. Vezi, Ruth, eu am încercat aici ca din intensitatea vieții să prind ceva care mi s-a părut un lucru de seamă. Ori dacă lucrul ăsta n-am putut să-l transmit, restul nu mai are nicio importanță. Înseamnă că am ratat însă și ideea. În alte povestiri, ideea mi se pare extrem de clară. De pildă în cea pe care ai intitulat-o Cazan. Așa e? Da. Până acum mi-a fost respinsă de 4 sau de 5 reviste, dar eu continui să cred că e un lucru bun. La drept vorbind, nici nu prea știu ce să cred despre ea. În afară de faptul că aici am izbutit să prind ceva. Ai izbutit, într-adevăr. Ideea e foarte clară. Dar, Martin, totul este atât de îngrozitor. Este oribil, crede-mă, e de-a drept oribil. Așa e viața. Și ea nu e întotdeauna frumoasă. E, dar nu înțeleg cum de n-a putut biata femeie să găsească altă soluție, alt mijloc de existență. Eu nu am nicio vină că în societatea noastră există și prostituție. Și că aceasta e tolerată, ba chiar încurajată de cei care au de câștigat de pe urma ei. Dar de ce nu ți-ai ales alt subiect, mai frumos? Știm cu toții că există pe lume lucruri degradante, dar asta nu înseamnă că trebuie să devină și subiecte, surse de inspirație. Da, despre sfinții din ceruri eu nu pot să scriu, pentru că aceia nu sunt decât plăsmuiri care nu sunt în stare să se ajute nici măcar pe ele însele. Dar eu sunt un om însetat de adevărut și mă atrag sfinții care vor să se înalțe din mocirlă. Ai forță, dar e o forță lipsită de îndrumare. Da. Parcă și un elefant într-un magazin de bibelouri, nu? Cam așa ceva. Ia spune, Martin, vrei să ajungi celebru? Într-o oarecare măsură, da. Dar nu în scopul ăsta mi-am propus să-i șochez pe cititori. Pur și simplu, așa simt eu că trebuie să scriu. De altfel, nu celebritatea interesează și nici felul cum să ajung până acolo. Iar, la drept vorbind, celebritatea n-ar fi pentru mine decât un mijloc pentru a ajunge la altceva. La ce? La ce anume, Martin? La altă viață, Rod. Pentru asta trebuie mai întâi să-ți faci un rost pe lume. Apoi vei izbuti. Ești atât de puternic încât nu poți da greș, Martin. Ar fi bine ca lucrurile astea să se întâmple și cu ceea ce scriu. O să vină și asta. Până atunci aș vrea să-mi arăți tot ce scrii. O să-ți arăt. Și-ți făgădesc, Rod, cam să mă descurc. Am străbătut cale lungă, o știu, și mai am încă un drum lung de străbătut. Dar îl voi străbate chiar de-ar fi să merg în mâini. Numai că drumul ăsta s-a dovedit a fi îngrozitor, Joe. La o săptămână după discuția cu Ruth, după ce am amanetat tot ce era de amanetat, nemai având lețcaie și credit pe nicăieri, m-am prezentat la oficiul de plasare. Ce s-a întâmplat acolo, cred că ți-amintești și tu, fiindcă atunci te-am întâlnit. Arătai atât de jalnic încât nici nu te-am luat în seamă când ai început discuția cu agentul. Vă ascult, domnule. Domnule, datoresc cheia pe o lună.
am amanetat tot ce aveam, în afară de ceea ce vedeți pe mine. Așa că accept orice fel de muncă, chiar și necalificată. Nu știu ce să vă spun. Ce am acum nu e pentru dumneavoastră. O bonă pentru copii între 3 și 5 ani, meditator pentru limba latină, profesor de pian cu ora și un post de doică. Cauzi de lucru? Da. La ce te pricepi? Muncă pe brân, sunt marinar, mă pricep să scriu la mașină, dar nu știu stenografia. Pot să merg călare și sunt gata să fac orice fel de muncă. Îmi place, tinere. Pe mine mă cheamă Dawson. Îmi pare bine. Joe Dawson. Și caut un om pentru o spălătorie în Shelly Hot Springs. Parcă așa ne-am cunoscut, bătrâne Joey, nu? Exact așa. Dar trebuie să recunoști că ți-am spus de la început că te am la muncă pe lupte. Așa-i. Dar știi cu ce m-ai convins? Cu promisiunea că voi avea, cum ai spus, haleală pe cinste și cameră separată. Mâncarea ca mâncare, dar perspectiva de a avea o cameră în care să stau singur și unde să țin lamba aprinsă fără să-mi ceară nimeni socoteală a fost argumentul hotărător. Ce ți-am promis, ai avut? Am avut. Dar munca era atât de istovitoare încât te ducea la limita îndobitocirii. Nici pomeneală să profit de cameră și de lumină pentru a citi noaptea. După program cădeam ca un bou scos din juc. Dar ce să-ți spun, dumitoare, toate astea? Bine că am avut tăria să mă smulg de acolo. Ți-am zis atunci că o să te mai întâlnesc odată, Mert, înainte ca vreunul dintre noi să se ducă. Ai văzut că așa s-a întâmplat. Mi-o spunea mie inima, pentru că țineam grozav de mult la tine. M-am întors aici la Oakland, dar după ce îmi consumasem întreaga vigoare trupească la Shelly Hot Spring, nu mai eram în stare să mai scriu. M-am hotărât să mă îmbarc din nou pe un vas, lucru pe care l-am adus la cunoștință lui Ruth. Când vrei să pleci? Nu chiar imediat. Trebuie să mai stau o săptămână, două pe uscat, să mă restabilesc. Pentru că munca pe navă nu e o joacă de copii. Și de ce vrei să faci asta? Pentru bani. Dacă singurul lucru de care ai nevoie sunt bani, de ce n-ai rămas la spălătorie? Fiindcă la spălătorie mă transformasem într-o fiară. Prea multă muncă în condițiile de acolo te duce sigur la beție. Ce vrei să spui? Da, chiar așa. S-a întâmplat să mă îmbăt de câteva ori. Niciunul din oamenii pe care i-am cunoscut n-a făcut vreodată un asemenea lucru. Atunci n-a lucrat niciodată la spălătorie la Shelly Hot Spring. Munca e un lucru bun și martor mi-e cerul că de muncă nu m-am speriat niciodată. Dar mi s-a urât cu spălătoria. Iată de ce mă îmbarc încă o dată. Va fi, cred, ultima mea călătorie pe mare. Fiindcă la întoarcere o să mă publice toate revistele, sunt sigur. N-aș vrea să te descurajez, da. Așa spui mereu, de câteva luni. Simt că acum voi câștiga războiul cu revistele. Când mă întorc, reiau... Ruth, mai ești acolo? Ai, mama, i-am promis că merg cu ea după cumpărături. În cazul ăsta mă retrag. Dar să știi că am dreptate. Trebuie să ai încredere în steaua mea. La revedere, Ruth. Credere. Încredere în steaua ta m-a avut de la început, Martin. Dar nu cred că te vei înălța la ea prin scris. Ai greșit drumul, prietene. Domnul Eden a plecat? Da, de câteva minute. Știi că s-a hotărât să meargă iar pe mare. Da? Da. Biatul băiat. Trebuie să-și câștige într-un fel existența. Dar parcă am afectată de plecarea asta. Sau poate ar trebui să spun de despărțirea asta. Înțeleg. Vreau să spun că aș sfătui-o pe fetița mea să fie cu băgare de seamă în ce privește sentimentele sale pentru acest tânăr. Oh, știu ce vrei să spui, dar... No, e imposibil, mamă, el nu e... Nu, nu e de seama ta, asta vrei să spun. Nu, nu asta am vrut să spun. Dar, într-adevăr, nu este... E necioplit, e brutal, e puternic, parcă... Prea puternic. N-a dus o viață respectabilă, dacă te înțeleg bine. Tocmai bine, n-a fost vina lui, dar el s-a amestecat prea mult în... Noroi. Noroi, da. Asta mă sperie. Câteodată mi-e chiar frică de el. Când vorbește pe față despre lucrurile pe care le-a făcut, ca și cum n-ar avea nicio importanță. Dar sigur că au importanță, nu-i așa? Bineînțeles, fetița mea. Comportamentul e însuși omul. Da, mă interesează grozav de mult.
Într-un fel e protejatul meu. Da. Felul este și primul bărbat cu care sunt prietenă. Dar bine, numai prietenă pentru mine. El este un, el este un fel de amestec între prieten și protejat. Uneori când mă sperie, am impresia că este un bulldog cu care vreau să mă plimb. El se zmucește de zgardă, mi-arată colții și e gata, gata, gata să-mi scape. Și dacă ți-ar scăpa în adevăr, ți-ar părea rău? Da, cred. Cred că da, pentru că are și multe calități, dar și foarte multe apucături pe care nu mi-ar place să le aibă. Mă rog, altcineva. Știi că am stat și m-am gândit. Înjură, fumează, bea, de multe ori s-a luat la bătaie cu alții. Este tot ce n-aș vrea eu să fiu un bărbat pe care... un bărbat pe care mi l-aș dori ca soț, dar... Nu, mamă, nicio grijă. Nu cred că am să mă îndrăgostesc de Martin. E atât de nepotrivit pentru tine din toate punctele de vedere. Ruth, presupune însă că s-ar îndrăgosti el de tine. Păi mă iubește de mult, mamă. Ah, da? Era și de așteptat. Ce altceva ar putea face un om care te cunoaște? E bine însă să știi că uneori e periculos să te joci cu focul. Ma, Martin e amuzant și caragios și mi-e milă de el. Iar atunci când văd că mâinile îi tremură prea tare și ochii sunt prea strălucitori, atunci eu încep să-l descălesc în tot felul despre viața lui. Despre felul nepotrivit în care încearcă să-și o îndrepte. Și el mă adoră, mamă. Asta o știu. E cu 3 ani mai tânăr ca tine și n-are niciun rost pe lume. N-are nicio ocupație, nici leafă. Lipsit de orice simț practic. Oh, dacă ai ști ce frumos vorbește despre visurile lui. Despre viața pe care dorește să o trăiască. Vorbe goale. Mi-e teamă că Martin Eden n-o să fie niciodată om în toată firea. Că n-o să-i vină niciodată mintea la cap. N-aș ține deloc să o văd pe singura mea fiică. Ființă atât de cultivată, de pură, îndrăgostită de un om ca el. Sunt pe lume bărbați distinși, nobili, credincioși și de nădejde. Pe unul dintre aceștia trebuie să-l aștepți. Într-o zi să-l găsești, o să-l iubești și el o să te iubească pe tine și o să fii fericită cu el, așa cum am fost eu cu tatăl tău. Da, și mai există un lucru pe care niciodată nu trebuie să-l pierzi din vedere. Ce anume, mamă? Copiii. Am gândit și eu la asta. Și tocmai copiii fac ca nici măcar să nu poată fi vorba de Martin Eden. Copiii aceștia trebuie să aibă o ereditate sănătoasă, curată. Și mi-e teamă că el nu se prea bucură de asemenea lucruri. Taică tu mi-a spus anumite chestiuni despre viața marinarilor. În fine, înțelegi și tu. Ma, dar nu te frământa, mamă. Eu n-am să fac nimic fără să-ți spun. Tu mă poți ajuta foarte mult. Cât îmi stă în puterut. Mamă, dar și tu ești femeie. Amândouă suntem femeie, amândouă. Și trebuie să ne bizuim una pe alta. Hai, de acum du-te, te rog, și te îmbracă. Se face târziu și vreau să ieșim în oraș. Bine, mă schimb imediat. Dragul meu. Da? Ești bun să vii puțin până aici? Da. Da, ce s-a întâmplat, scumpa mea? Voiam să afli și tu că fetița noastră a devenit om în toată firea. Asta, dacă pricep eu bine, înseamnă că a început să iubească. Nu, dar e iubită. Mm-hmm. Experiența a reușit. Marinarul acela tânăr și necioplit a fost unealta acestei minuni. În sfârșit s-a deșteptat și fata noastră. Atunci a sosit momentul să ne descotorosim de Martin Eden. Nu o să fie nevoie. Ruth spune că peste o săptămână, două, o să plece din nou pe mare. Când o să se întoarcă, n-o să o mai găsească pe Ruth. O trimitem la mătușa Clara. Draga mea, ești ca întotdeauna înțeleapta familiei. Două zile după aceea m-am întâlnit cu Ruth în afara orașului. Era o frumoasă după amiază de toamnă californiană, cu soare blând și hoinare adier de vânt. Pierduți printre dealuri, pe colina cea mai dragă a noastră, stăteam alături cu capetele plecate peste aceeași pagină de carte. Ruth citea cu glas tare sonete de dragoste ale femeii care l-a iubit pe Browning. Dar, Joe, bătrâne, te rog să mă crezi, gândul meu nu era la sonete. Te cred, vezi bine?
Ce îmi face impresia că tu n-asculti nimic din ce-ți citesc? Cred că nici tu nu știi despre ce era vorba în ultima strofă. Care? Ah, nu știu. Am uitat. Hai să-l mai citim. E prea frumoasă ziua de astăzi. Numai tu o față fii atât de frumoasă, Ruth. Lângă tine toate zilele sunt un bazm încântător, o ferie inimii, o sărbătoare minții. Mart, te rog, nu spune asemenea vorbe. Și nu, te rog, nu te apropia. Știi bine că asta nu se cuvine. Dacă ai ști cât am dorit clipa asta, de știi că n-am dorit nimic în viață cu atâta ardoare decât să te simt o clipă cuibărită la pieptul meu. Mart, Mart. Art, Mart, dragule, nu se cuvine. Tu știi că ești primul bărbat care mă sărută. Tu de când ai început să mă iubești? Din prima clipă, din momentul în care te-am zărit, din ziua aceea am fost nebun de dragoste. Sunt mândră că am putut naște o astfel de patimă mistuitoare într-un bărbat atât de puternic ca tine, iubitule. Mândră și fericită. Dar tu, de când ți-ai dat seama de dragoste? Nu, nu știu, întotdeauna. Aproape de la început. Iar eu am fost orb ca o cârtiță. Niciodată nu mi-am închipuit un asemenea lucru până dimineață când te-am sărutat. Mi-am dat seama de multă vreme că mă iubești. Dar faptul că și eu împărtășesc acest sentiment, asta a venit pe neașteptate, chiar adinauri. Chiar de ună zi spuneam mamii că nu te iubesc, pentru că așa credeam atunci. Și nu m-am gândit niciodată că am să mă căsătoresc cu tine, Martin. Nu m-am gândit niciodată până acum, până în secunda asta. Cum ai făcut să te iubesc? Nu știu, poate numai prin dragostea mea, fiindcă te-am iubit întotdeauna. Da. Oare ce or să spun ai mei? Nu știu, Ruth. Îmi tare teamă să le spun. Lasă-mă pe mine să le vorbesc. Știu că nu prea sunt pe placul mamei tale, dar izbutesc eu să o înduplec. Cine te poate câștiga pe tine, poate face orice pe lumea asta. Și dacă nu se vrea... E, atunci? În orice caz, fiecare ne bucurăm de dragostea celuilalt. Iar dragostea, iubita mea, e cel mai minunat lucru de pe lume. Și, Martin, câteodată mă speri. Uite, acum mi-e frică. Dacă mă gândesc la tine și la ce-ai fost tu, Ruth, să știi că trebuie să fii grozav de bun cu mine. Până acum n-am iubit niciodată, Martin. Nici eu, Ruth. Suntem la cea din tâi dragoste. Dar nu uita că sunt mai în vârstă decât tine. Am cu 3 ani mai mult. Da, de unde? După câte am trăit și am văzut eu, sunt cu 40 de ani mai bătrân decât tine. Tu spui așa ca să mă liniștești, dar... Martin, e târziu. Hai, te rog să mă conduci acasă. Doamne, ce târziu ai venit, Ruth. Îmi pare agitată. Ce s-a întâmplat? Ți-a mărturisit totul? Cum? Știi? Mi-am dat seama imediat. Ochii strălucitori și roșeața din obrajii tăi vorbesc de la sine. A îndrăznit deci să-ți facă declarații. Mamă, nici... N-aș fi vrut să se întâmple și cu niciun preț nu l-aș fi lăsat să vorbească, numai că n-a spus niciun cuvânt. Decât mai târziu. Dar dacă n-a spus niciun cuvânt, înseamnă că nu s-a întâmplat nimic, nu-i așa? Ba da! Pentru numele cerului, fata mami, ce tot băigui tu acolo? La urma urmei, despre ce întâmplare e vorba, că nu mai pricep nimic? Mamă, eu credeam că ai înțeles. Mamă, eu și Martin ne-am logodit. Ești nebună, ai urez. Nu, mamă. De la început n-a spus nicio vorbă. Adevărul este că el mă iubea ca un scos din minți. În clipele acelea am fost și eu tot așa de surprinsă cum ești tu acum. N-a rostit niciun cuvânt, atâta doar m-a cuprins în brațe. Și eu n-am mai știut ce e cu mine. Și m-a sărutat. Și l-am sărutat și eu. Nu m-am putut stăpâni, n-am mai putut, mamă. Atunci am înțeles că-l iubesc. Pe unul ca el
Asta e cu neputință, nu spuneai tu alaltă. Până în clipa aceea n-aș fi putut crede că-l iubesc. Da, nu, am să vorbesc cu Martin Eden și am să-i explic. O să înțeleagă și o să te lase în pace. Nu, nu, mă, îl iubesc, mama. Vreau să mă mărit cu el. Bineînțeles, dacă... dacă îmi dați voie, dar... Tatăl tău și cu mine avem alte gânduri cu tine, Rut. Nu că ți-am pregătit pe cineva sau alte aranjamente dintre astea, nu. Ne gândim doar la un om de aceeași condiție cu tine, un om de lume, bun, cinstit, pe care ai să-l alegi tu singură când ai să-l iubești. Eu-l iubesc pe Martin, mamă. Tu te-ai fi putut stăpâni? Ai fi putut face în așa fel încât să nu-l mai iubești pe tata? Sunt două situații care n-au nicio asemănare. Wow! Fiindcă știu că orice ar fi fost, tu tot l-ai fi iubit pe tata. La fel stau lucrurile cu mine acum. Niciodată nu mi-a trecut prin minte să mă îndrăgostesc de Martin. Și cu toate astea vezi că acum îl iubesc. Mana mea, fetice, e o tulburare de moment drept. Marea și irepetabila iubire. Nu, n-am să te forțez. Te voi lăsa să te convingi singură de acest adevăr. Te rog însă să-l cauți chiar mâine și să ai o discuție lămuritoare cu el. Să-i spui să se apuce de o muncă serioasă. Pentru că atâta timp cât o să ne frecventeze casa și o să ieșiți împreună, nu vreau ca lumea să spună că fiica mea umblă cu un pierd de vară. Duc să discut și cu tatăl tău în acest sens. Dar deocamdată nu n-am să-i spun decât strictul necesar. Noapte bună, Rut. Curios, iubita mea, să văd dacă ai să fii încântată de ce am făcut de ieri până astăzi. Dacă ai să-mi spui. Păi, mi-am zis că la sora mea casa și masa mă costă prea mult și am închiriat o cămăruță în North Oakland, un cartier marginaj, dar liniștit, și mi-am cumpărat o mașină de gaz pe care să-mi fac mâncare singur. Bravo, Martin, așa a început și domnul Butler. Da, am timbrat și manuscrisele și le-am trimis din nou la reviste. Ieri am terminat cu ele, azi mă mut, iar mâine încep lucrul. Ți-ai găsit o slujbă? Vai, și nu mi-ai spus nimic. Ce serviciu ai găsit? Am vrut să spun că reîncep lucrul la manuscrisele mele. Dar te rog să nu mă înțelegi greșit. După ce mi-am dat seama că și tu mă iubești, m-am hotărât să nu mai plec pe mare și să mă apuc de subiecte serioase. De data asta n-o să mai umblu cu idei siropoase. Mă apuc de scris fără niciun fel de sentimentalism, cu sânge rece, pentru a ajunge la rezultatele concrete. Dar lucrul ăsta îl spui de o grămadă de vreme, Mart. La ce o să-ți folosească toate capodoperele astea la care visezi dacă nu poți să le publici? Ba da, o să pot. Simt că de data asta o să pot. Dintre toate lucrările pe care ți le-am citit sau de ale căror proiecte mi-ai vorbit și ai afirmat că sunt bune, n-ai izbutit să publici nici una. Nu ne putem căsători pornind de la capodopere nepublicate. Atunci ne vom căsători pornind de la triolete și mici glume pentru revistele umoristice, că astea au mare căutare. Da, da. Asta e literatura unui măscărici. Simbria unui clown. Tu nu-ți dai seama că treaba asta ar fi înjositoare. Eu vreau ca omul pe care îl iubesc să fie ceva mai mult decât un bieticluitor de glume și cuplete. Ai vrea să fie, să zicem, ca domnul Butler. Știu că nu-ți place domnul Butler. Am făcusem alte nădejdi și alte planuri pentru tine, Mart. Ce anume? M-am gândit și încă mai cred că cel mai bun lucru ar fi să înveți stenografia și să intri la biroul tatei. Sunt sigură că ai putea ajunge un avocat cu renume. Adică, tot ca Butler. Vorbești copilării. Ce, numai domnul Butler e avocat pe lumea asta? Nu am nimic cu el. Dar nu văd nicio deosebire între a scrie cuplete și a stenografia după dictare, ori a ține în ordine registrele contabile. Dă-mă oarecare timp, draga mea. Dă-mă un răgaz de 2 ani. Am nevoie de răgazul acesta pentru a arăta ce pot și cine sunt. Pentru a crea opere străbătute de năzuinți generoase și încredere în om. La asta visez. Dăm cei 2 ani de răgaz, Ruth. De nimic altceva n-am nevoie pe lumea asta decât de încredere și de răbdarea ta. Femeia la care mă mutasem se numea Maria Silva. Era o ființă necăjită care cunoștea bine toate întruchipările sărăciei. Singură pe lume, cu 7 copii de crescut, se întreținea spălând rufe pentru negustorii și meseriașii din cartier. Maria și-a dat repede seama că sunt la ananghie. Dăduse și iar de fundul sacului. Manetase-mi pardesiul, ceasul, bicicleta, costumul de oraș, totul. Credit nu mai aveam decât la Maria, care atunci când vedea că ghearele foamei mă zgârie mai adânc, îmi trimitea câte o pâine, câte o oală cu supă pe care le rupea de la gura copiilor ei veșnic flămânzi. Ascultă, Mert,
Ți-o spun ca un cunoscător ce mă aflu. Dacă a existat vreodată pe lume milostenie adevărată, să știi că a fost aceea pe care a făcut-o atunci gazda ta. Tocmai în momentul acela critic, poștașul mi-a adus un plic care nu era ca toate celelalte. Purta antetul revistei Transcontinental, iar acolo trimisesem dangătul clopotelor. O povestire de 5.000 de cuvinte. 5.000 de cuvinte a 2 cenți, cuvântul, făcusem eu socoteala, însemna un cec de $100. Parcă jucai la loterie, Mert! Redacția mă înștiința însă că pentru dangătul clopotelor îmi oferea exact $5. Cât? $5! Pentru 5.000 de cuvinte! Am simțit cum camera începe să se învârtească cu mine repede, din ce în ce mai repede, până ce totul s-a prefăcut într-un vârtej care m-a absorbit. Ai leșinat, nu? Probabil. Am zăcut câteva zile în șir într-o continuă stare de delir, din care nu știu cum aș fi ieșit fără îngrijirile Mariei. Nici nu știi cât mă bucur că te-ai însănătoșit, domnule Eden. Fără tine, Maria, asta și-a consimțit în pat. Maria, ce-ți dorești tu cel mai mult? Eu știu. Nu m-am gândit la asta. Bine, nu te-ai gândit, dar ce lucru ai dorit tu cel mai mult să ai acum, dacă ai putea să-l capeți? Aș vrea să am încălțăminte pentru toți cei 7 copii ai mei. O să ai. Dar eu mă gândesc la o dorință mare, la un lucru de seamă pe care ți l-ai dori. Dumneata, vrei să-ți faci loc de mine? Nu, Maria, îți jur. Hai, gândește-te bine. Gata, m-am gândit. Spune, bine. Spune. Mi-ar place casa asta să fie a mea. Să nu mai plătesc chirie $7 pe lună. A ta o să fie toată casa și încă peste scurt timp. Acum gândește-te la dorința cea mai mare. Închipuieți că eu sunt un vrăjitor și îți vreau să cer ce vrei, pentru că vei avea. Și nu te teamă de nimic. Nu mi-e teamă. E o dorință foarte mare. Foarte bine. Atunci ascult. Bine, atunci poftim. Aș vrea să am o fermă cu vaci de lapte. Da. Hai să o ai. Îți mulțumesc, domnule Eden, pentru gândul bun. Dar acum nu vrei să mănânci ceva? Mi-e încă rău, Maria. Sunt bolnav. Ce-i fi avut? O gripă. În 2-3 zile te faci bine. Dacă nu-ți dorești acum, nu mânca, dar pe urmă puțin câte puțin va trebui să mănânci. Bine, Maria. O să fac cum zici tu. Da. Ce s-a mai întâmplat cât am zăcut fără cunoștință? Bă, nimic. Poștașul a adus niște scrisori. Sunt multe? Nu le pot cerceta singur. Oh. Da. Maria... Citește-le tu, Maria. Scrisorile lungi și groase, aruncă-le sub masă. Citește-mi doar pe cele mici. Bine, domnule Eden, le citesc. Vă somăm să plătiți suma de $3.75, reprezentând chiria pentru mașina de scris împrumutată de la agenția noastră, da, pe data de... Lasă-o pe asta, altă la... Vă oferim $40 pentru toate drepturile asupra novelei dumneavoastră, cu condiția de a ne îngădui să operăm orice modificări vom socoti necesare. Da, ce revistă e asta? Dă repede hârtia încoace. Poftim. Ah, White Mouse, Șoarecele alb, pentru novela Vârtejul. Nu mai înțeleg nimic. Vă să zic că Transcontinental îmi oferă $5 pentru 5.000 de cuvinte, iar Mouse $40 pentru 3.000 de cuvinte? E limpede că n-am habar de reviste. Maria! Da, domnule Eden. Ia tocul și scrie că eu nu pot. Ești gata? Da. Scrie. Da. Stimați domne. Stimați domne. Sunt de acord. N-aveți decât să tăiați și 2/3 din novelă. Dar să-mi trimiteți de îndată cei $40. $40. Dă scrisoarea încoace să o semneze. Da. Așa. Iute. Iute cu ea la cutie. Cu cecul de $40 de la White Mouse, am achitat nota de la Băcan și datoriile pe la ceilalți îngustori. Apoi am plătit Mariei chiria restantă și pe încă o lună înainte.
Cea mai mare bucurie mi-a pricinuit-o însă vizita lui Ruth în cămăruța mea de la familia Silva. Am venit să-ți aduc poeziile din ciclul Dragoste. Abia aștept să-ți aud părere. Da, mi se par frumoase, da. Nimeni nu se arată dispus să le cumpere, nu-i așa? Da, n-au fost acceptate de reviste. Tu vezi, Martin, scrisul ăsta al tău n-are nicio valoare practică. N-aș vrea să mă înțelegi greșit. Eu sunt măgulită de faptul că scrii și-mi închin mie toate poeziile. Ruth. Dar ele, să știi că cu ele nu vom ajunge niciodată să ne putem căsători. Martin, tu nu pricepi. Ba da, Ruth, dar mă interesează acum părerea ta despre aceste poezii. Tu crezi că ele sunt scrise prost? Ei, desigur, au și unele stângăcii. Da, lăsând la o parte aceste stângăcii. Nu vezi nimic deosebit în poeziile astea sau în alte lucrări ale mele, în ideile cuprinse în ele, vreau să spun. Nu, poate și pentru că sunt atât de diferite de tot ce am citit eu până acum. La urmă, urmei, scrisul e pentru tine un fel de joacă. Da, dar te-ai jucat destulă vreme. Acum a venit timpul să privești viața în față cu seriozitate, viața noastră, Martin. Vrei deci să-mi găsesc o slujbă? Da, tata ți-a oferit. Lasă, știu asta. Ce vreau să-mi spui acum este dacă ți-ai pierdut sau nu încrederea în mine. Numai în scrisul tău, iubitule. Ai citit multe din lucrările mele. Ce părere ai? Sunt într-adevăr lipsite de orice valoare. Cum ți se par în comparație cu ce scrioase? Dar cum, dar ceilalți își pot publica lucrările, iar tu nu? Asta nu e un răspuns la întrebarea mea. Crezi cumva că n-am nicio chemare pentru literatură? Am să-ți răspund, Martin. Nu cred că ai fost făcut să fii scriitor. Iartă-mă, iubitul meu, m-ai silit să ți-o spun, dar n-aș vrea să fii supărat pe mine. Nu. Deși ești licențiat în litere, nu m-ai convins. Și oricât ți s-ar părea de ciudat, părerea ta nu mă demobilizează, ci îmi stârnește și mai mult ambițiile. Pare bine că nu te-ai supărat. Și înseamnă că ai să vii. Să vin? Da. Unde? Mâine seară la noi la masă. De asta am trecut pe la tine, să te invit. Mai, să-ți spun drept, nu prea mă atrage inima. Te rog mult să vii. Nu va fi lume multă. Bine, dacă insiști. Și pentru a nu crede cumva că m-au supărat părerile tale despre poeziile mele, am să vin. Din ce ați spus, Adineaur, îi urâți pe socialiști și vă temeți de ei. Dar care e pricina? Nu-i cunoașteți nici pe ei, nici doctrina lor. Spuneam că dumneata gândești ca socialiști, atâta tot. Dar de fapt discutam despre meritele domnului Charlie Hapgood. Adică soția mea vorbea despre ele, iar dumneata, domnule Eden, le contestai cu vehemență. L-am auzit vorbind în cursul unei campanii electorale. Discursul lui era lipsit de orice originalitate, încât liderii nu pot să-l considere un om de nedejde și de viitor. Sper că nu insinuiesc că domnul Hapgood e un idiot. No, nu-i mai prost decât ceilalți membri ai Partidului Republican sau, dacă vreți, ai Partidului Democrat. Sunt toți prostănaci când nu-s vicleni și foarte puțin se pot lăuda cu această din urmă calitate. Eu sunt republican. Fii bun și spune-mi din ce categorie fac parte. Oh, dumneavoastră sunteți un slujitor care nu-și prea dă seama de rolul ce îi revine. Slujitor? Da, bineînțeles. Dumneavoastră sunteți gardianul uriașelor averi ale marilor companii. Veniturile dumneavoastră nu vin de la nefericiții care abia târăsc zilele de azi pe mâine, ci de la stăpânii societății. Iar cel ce-l hrănește pe altul este stăpânul celui hrănit. Deci dumneavoastră sunteți un slujitor și sunteți interesat în prosperitatea grupurilor capitaliste. Îți mărturisesc, domnule Martin Eden, pentru a încheia această discuție pe care o găsesc penibilă, că vorbești întocmai ca șarlatanii aceia de socialiști. O să-ți treacă și dumitale, tinere. Timpul rămâne cel mai bun leac împotriva bolilor astea de tinerețe. Domnule Mers, cred că în cazuri dintre astea discuția n-are niciun sens. Îl face pe bolnav și mai îndărăt. Foarte tevărat, domnule judecător Blunt. E totuși bine că atunci când se ivește ocazia să atragi bolnavului atenția asupra stării lui. Fără îndoială, domnilor, că sunteți amândoi medici excelenți. Dacă însă vă interesează cât de cât părerea pacientului, atunci îngăduiți-mi să vă spun că sunteți totuși foarte slab diagnostician.
În fond, vedeți la mine o boală pe care ar trebui să o căutați la dumneavoastră. Iscusit, foarte iscusit. Inversarea pozițiilor este o manevră excelentă în timpul unei controverse. Da, nu este nicio inversare de poziții, domnule judecător. Atâta doar că poziția mea rămâne de neînțeles pentru dumneavoastră, cei ce trăiți sub vălul minciunii unei anumite organizări sociale și nu aveți ochi destul de pătrunzător ca să străpungeți acel văl. Vă prefaceți a crede în dreptul celor mulți și în realitate... Martin, ce înseamnă vorbele astea? Te rog, vino, te rog, în hol. Vă salut, domnilor. Ești nici insuportabil. Ce rost avea să-l insulți în felul acesta pe bătrânul judecător? I-am spus adevărul despre el însuși. Că nu mă interesează dacă era sau nu adevărat ce ai susținut. Există anumite limite ale unei bune cuvințe și n-ai dreptul să insulți pe nimeni. Dar el, blunt... De unde a căpătat dreptul să terfelească adevărul? Eu sunt de vină că m-am lăsat înduplecat să vin în seara asta într-o vizită pe care nu o doream. Dar acum ajunge rut. N-am să mai turbur niciodată ticna meselor voastre. Ai tăi nu mă pot suferi, iar eu nu procedez bine când îi silesc să suporte prezența mea. La revedere, Rut. La revedere. Dumneata erai, domnule Eden. Nici eu n-am mai putut suporta savanta dumneavoastră discută de idei și am ieșit la aer. Dar pare nedumerit. Dar fariesc că te întrebi în sinea dumitare, cine naiba mai e și asta, domnule? Dar și ce vrea? Nu e așa că n-ai reținut cum mă cheamă? Drept să vă spun, ați stat tot timpul tăcut în colțul dumneavoastră și cum vă vedeam pentru prima oară, da. Înțelegeți? Da, numele meu e Ross Brisenden. Dar te-am așteptat anume pentru că doream să te întreb, ce naiba cauți dumneata într-o casă ca asta? Dar dumneata? Să mă ia dracu dacă știu. Eu cel puțin mă aflu la prima imprudență de acest fel. Sunt câte 24 de ceasuri în fiecare zi și trebuie să le omor într-un fel. Hai să bem ceva. S-a făcut, domnule Brisenden. Sufăr de plămâni, domnule Eden. Acum o săptămână am venit aici din Arizona, unde am stat vreo 2 ani la aer. Și nu te tem că poate clima de aici să-ți facă rău? Să mă tem. Sub crunta lovitură a sorții am stat cu capul însângerat, dar neplecat. Îți plac aceste versuri de Henley? Ce suflet mare! Stă plin de măreție în mijlocul poetașilor ce umplu paginele revistelor. Nu-ți plac revistele? Dumitale, îți plac? Eu scriu sau, mai bine zis, încerc să scriu pentru reviste. Atunci e ceva mai bine. Încerc să scrii, dar nu reușești. Îți respect și ți-admir în succesul. Știu ce anume scrii. Poți să-mi dau seama de asta chiar cu ochii închiși. Martin, există în scrisul dumitale un anumit ingredient care nu-i îngăduie să se apropie de reviste. E vorba de vigoare. Iar revistele noastre n-au ce face cu asemenea marfă. Lor le trebuie apă de ploaie și vorbe de clacă, iar cerul mi-e martor că au mai mult decât le trebuie. Însă nu de la dumneata. Eu nu disprețuiesc chiar atât lucrurile astea de duzină. Ba din potrivă. Uite, mă uit la haile dumitale roase, la obrajii scofulciți și îmi dau seama că lucrurile de duzină te disprețuiesc pe dumneata atât de adânc încât n-ai nicio speranță să ajungi la ele. Dar ia spune-mi, amice, nu e așa că te-aș jigni rău de tot dacă te-aș ruga să mănânci ceva? Dar nu-i nimic nemai văzut în faptul că mi-e foame și dumneata ai înțeles asta. Atunci să cerem ceva de mâncare. Până ne servește, uite volumul acesta subțirel. Îl port de o lună în buzunarul de la piept. E vorba de un poet pe care îl cred adevărat, dar care n-are succes la reviste și la editori, exact ca tine. Citește-l și păstrează-l. Nu, asta nu se poate. Îl citesc și ți-l înapoiesc. Dar ce să mai fac cu el? Azi dimineață am avut o nouă criză. Poeziile tale aș vrea însă să le citesc. După ce ne potolim foamea, îți fac o vizită și îți iau toate manuscrisele din casă. Câteva săptămâni la rând după aceea, Ross Brisenden n-a mai dat niciun semn de viață. Parcă lânghițise pământul. Într-o dimineață, pe când mergeam pe o stradă, în căutare de lucru, am întâlnit-o pe sora mea, Gertrude. Ah,
frică de vârmestre, ce intru, hai, nu vrei să mă cam bani? Nu, no, nu, no, eu merg pe jos, mai fac puțină mișcare. E, atunci merg și eu cu tine o bucată, poate îmi face și mie bine. De vreme încoace nu prea mă pot lăuda cu agerii mei. Într-adevăr, par obosită. Ai umerii căzuți, chipul obosit și plin de cute. Doamne, știu de ce. I-aș putea le strânge de gât pe harpagonul ăla de bărbatul. Dar că numai ele devină. Dar cine? Uite, știi ce? Eu zic să așteptăm aici și să iei primul tramvai. Naiba, parcă eu nu văd. N-ai parachioară și de asta mergi pe jos. Faci mișcare, că și ai nevoie de ea. Na, ține asta. Ia ceva ce-ți place. Ce-ste, Jeff? Hai. $5? Nu, no, nu-i potrivit. Mă jucinești. Să știi că mă super, pe cuvânt că mă super. Nu fi prost, frățioare, știu bine că ți-e foame. Se vede cât de acolo. Estimat, nu crezi că a venit vremea să-ți iei totuși o slujbă? Nici tu nu sper că am să-i zbândesc până la urmă cu scrisul. Nimeni n-are încredere în mine. Nimeni. Dar aș vrea să fiu om de înțeles, să ai rostul tău. Nu uita să vii mâine la noi la masă. A doua zi, Ras Brisenden a apărut la fel de pe neașteptate precum dispăruse. Părea bine dispus și se comporta de parcă abia ne despărțiseram. Încă n-ai înțeles, Martin, că e cu neputință să trăiască cineva din poezie. De unde știi? Pentru că altfel ți-ai fi luat între timp vreo slujbă. Slujbă nu-mi iau fie ce-o fi. Te înțeleg și te aprob, dar nu ți-am spus totul. Din poezie adevărată, nu, dar din potriveală de cuvinte sunătoare, se poate trăi. Asta chiar de-aș vrea să o fac, nu pot. Știu, Mark. Am descoperit asta citind poemele tale, Pulbere de stele și Ciclul dragostei. Dar și mai greitor în această privință este Eseul critico-filozofic, Rușinea soarelui. L-ai citit? Pe nerăsuflat. Și numai decât mi-am dat seama că tu însuși ești un pumn din pulberea de stele aruncat în mijlocul unei lumi de pitici. Citindu-l mi-am dat seama însă că poemul Pulbere de stele nu va stârni niciodată interesul redacției. A fost respins de 27 de reviste. Iubește frumusețea numai de dragul frumosului și lasă-le încolo de reviste. Întoarce-te la meșteșugul marinăresc. Ăsta e cel mai bun sfat pe care ți-l pot da. Bagă de seamă, marile orașe burgheze au să te ducă la pierzanii. Uite, de pildă, la vizuina aceea de apaceriști în care te-am cunoscut. A spune că acolo totul e putred înseamnă a înfrumuseța realitatea. A spune că acolo poate să înflorească iubirea cea adevărată înseamnă că... Înseamnă că... Tăia, stai puțin. Dar pe acum îmi dau seama. Nu cumva ți-ai scris toate aceste minunate poeme pentru ea? Pentru femeia aceea palidă și ștearsă? Cum îți permiți? Să știi că eu... Oh, 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 june atlet, ești furios ca un pui de leu. Dar numai că pentru forța asta va trebui să plătești. Ce vrei să spui? Din pricina femeilor. N-au să te lase în pace până în ziua când o să-ți dai sufletul. În ce privește pe domnișoara Mers, cred că e vorba de o dragoste copilărească și trecătoare. Dar în numele frumosului te conjur, altă dată să arăți că ai mai mult gust. Alegeți o femeie zdravănă, veselă și focoasă. Poți să mă descălești cât vrei. N-ai să mă faci să mă cert cu tine. Tu dai glas unor concepții potrivite temperamentului tău, dar străine firii și inclinațiilor mele. Tu cel adevărat ești cel din efemer. Oh, ai și citit-o? Da, Brisenden. Am ghicit de la început că acea cărțulie e scrisă de tine. Nu ți se pare prea lungă? Are 600 ori 700 de versuri. Lungime nu contează, pentru că e un lucru fantastic, tulburător, aproape supraomenesc. Cred că nu există nimic asemănător în literatură. Cum ai scris un asemenea poem? Mi-ar face plăcere să știu că, într-adevăr, crezi în ce spui. Mai mult decât orice pe lume, sunt gata să pariez pe orice vrei că poemul Efemera va fi publicat de prima revistă căreia îl vei oferi. Nu. Nu, Martin. La ce-i trebuie publicitate și glorie unui om care nu știe dacă apucă ziua de mâine? Mă las să-l ofer revistelor. Oferă-l numai editorilor de mâna întâi. Ține bine minte ce spun. Dacă într-o bună zi Martin Eden va deveni celebru, impulsul acestei celebrități va fi dat de lucrarea despre care vorbim. Și dacă vrei să vezi câțiva oameni adevărați, trec diseară pe la tine și mergem la o întrunire a socialiștilor. Dar eu nu sunt socialist și nici nu cred că am să fiu vreodată. Dar nici eu nu sunt. Dar nu strică să-i vezi pe acești oameni. Te asigură că merită să-i cunoști. Bine, prietene.
Vino să mai iei. În regulă. Uitasem. Uite asta. Cred că îți va prinde bine. Brandon, ai nebunit? Ghemotulcul ăsta e o bacnotă de $100. Dar cum să-i primesc? Ține-i. Nu-ți face griji că nu-i rup de la gură. Am fost astăzi la curse și mi-a vândut cineva un pont. Iar cu banii, ca și cu cărțile, eu nu prea mai am ce face. Vizita asta la sindicatele socialiștilor a avut urmări dintre cele mai neașteptate, Joe. Te pomenești că ai intrat în conflict cu poliția? N-ai ghicit, Joe, cu presa. Au scris despre tine, Martin. M-am încondeat de tot dragul. Am aflat asta a doua zi, în timp ce răsfoiam ziarele, sorbindu-mi cafeaua. Bryson stătea întins pe pat. Brezenden, ziarul ăsta susține că eu sunt cel mai de seamă conducător al socialiștilor din Auckland și îmi pune în gură un discurs pe care, ci că l-am rostit aseară la întrunire. Și ce spas? Bine, dar reporterul ăsta ori a fost beat, ori a făcut-o din răutate criminală. Știi ce spune? Cam bănuiesc eu. În fiecare seară le vorbesc muncitorilor din City Hall Park și dintre toți socialiștii care zăpăcesc mințile poporului, eu am cel mai numeros auditoriu și țin cuvântările cele mai subversive. Figura mea e descrisă ca dublu asimetrică. O, dar e verbă, băiatul. Te pomenești că-ți place. Să vedem dacă găsești următoarele rânduri la fel de amuzante. Lângă el, adică lângă mine, se află întotdeauna un vagabond cu cap de mort care pare ieșit dintr-o hrubă ascunsă după 20 de ani de detenție solitară. Ăsta-s eu de bună seamă. Are umor, băiatul. Odăița mea e și ea descrisă cu lux de amănunte, stăruindu-se asupra lămpii de gătici a unicului scaun din încăpere. Dar, Martin, toată povestea asta e o glumă nemaipomenită. Dar nu înțeleg cu ce te deranjează. Pe mine personal, cu nimic. Mă tem însă că articolul ăsta va pricinui o mare încordare în relațiile mele cu familia lui Ruth. Și așa tatăl ei mă suspectează de multă vreme că sunt socialist. Nu că m-ar interesa părerile lui, dar oricum... Se pare că ai vizitatori. Habar n-am cine poate fi. N-aștept pe nimeni. Intră! Deranjez cumva? Depinde! Luați loc, domnule, da. Și spuneți ce doriți de la noi. V-am văzut aseară la întrunirea socialiștilor, domnule Eden, și am scris despre dumneavoastră un reportaj care s-a bucurat de un mare succes. Așa că, știți, m-am gândit să vă iau un interviu suplimentar. Brezenel. Vă să zic că ăsta e gazetarul care a scris porcăria de reportaj. Mă uit la el și nu-mi vine să cred. E abia un adolescent. De unde atâta lipsă de scrupule? Dar de ce nu-l pocnește la vârsta când mai poate fi îndreptat? Așa că fă-i acest serviciu. Aș da $1,000 să mai am plămâni zdraveni măcar pentru 5 minute. Doilor, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Am cele mai bune intenții. M-am gândit chiar să fac și o fotografie. Fotografie? Altoiește-l, Martin. Cred că am început să îmbătrânesc. Mi se pare că nu merită o steneală. Adevărat, foarte exact. Așa trebuie privită chestiunea, așa. Da, nu era adevărat niciun cuvânt din ce a scris dumnealui, niciunul, Martin. A fost așa o descriere succintă, înțelegeți dumneavoastră. Eu nu știam cum o să iasă, dar acum o să scriu un interviu pe 4 coloane, fotografie. Aveți noroc, domnule Eden, o să vă facem cunoscut. O reclamă excelentă, Martin, băiatule. Îl auzi? Atunci, bun, să începem. Unde v-ați născut, domnule Eden? Ai văzut, Mart? Nici nu ia note, ține minte tot? Desigur. N-ai luat note nici în seara trecută. Martin, dacă nu-l pocnesc, să știi că-l pocnesc eu. Chiar dacă ris să cad la pământ și să-mi dau sufletul. Ce-ar fi să luăm nițel de urechi? Domnule, uite așa. Domnule, și să-i atingem câteva la spate. Dar cum îndrăzi de să... Sunteți niște bandiți! Am să mă reclam poliție! Na, că a rupt-o la sănătoasă. Dar ce-i mai sfârie călcâiele? Cred că mi-am ostenit mâinile degeaba. Tineretul ăsta nu poate să se schimbe. N-are pic de conștiință. Cu calitatea asta precis va ajunge un boss de presă foarte mare și foarte vestit. Te pomenești că s-a întors? Da, de unde? Bună ziua! E Jim, factorul poștal. Mi-a adus o scrisoare. Da, domnule, poftiți. Mulțumesc, Jim. Bună ziua! Vești proaste, Martin? E de la rut. Ascultă ce spune.
Dragul meu, Martin, mă așteptam la cu totul altceva din partea ta. Crezusem că ai reușit să te lepezi de apucăturile tale din adolescență și că dragostea mea ar fi meritat să te străduiești, să trăiești o viață serioasă și decentă. Ziarele de ieri mi-au arătat în modul cel mai dureros și mai brutal că mă înșelase în profund. În momentul de față, tata și mama au luat o atitudine foarte hotărâtă, cerându-mi să rup logodna. După scandalul din presă, nu pot decât să recunosc deschis că hotărârea lor este îndreptățită. Căsnicia noastră n-ar fi putut fi niciodată o căsnicie fericită. Dacă cel puțin te-ai fi hotărât să iei un serviciu și să încerci să faci ceva. Dar a fost cu neputință. Așa cum au susținut întotdeauna tatăl și mama mea, nu eram făcuți unul pentru celălalt și ar trebui să fim fericiți, că nu ne-am dat seama de asta când ar fi fost prea târziu. Asta-i tot? Nu. Are și un postscriptum. N-are niciun rost să încerci să mai mă vezi. Ar fi un lucru extrem de dureros pentru fiecare dintre noi. Adio. Ei, ți-am spus eu, băiatule, că fata asta nu va fi niciodată în stare să se rupă de searbădele ei prejudecăți burghezi. Nu poate fi adevărat. Au silit-o să-mi scrie în felul acesta. Vreau să-i trimit chiar acum o scrisoare de răspuns în care să-i pun câteva întrebări precise. În cazul acesta eu sunt absolut deprisos. Totuși îți urez mult succes. Dacă nu în dragoste, cel puțin în scrierile tale. Să auzim de bine, Martin. Ruth nu mi-a răspuns nici a doua, nici a treia zi, Joe. În schimb, am primit vestea că poemul lui Brizenden fusese acceptat de revista Parthenon contra unui onorariu de $350. Ție nu ți-a oferit nimeni o sumă ca asta, Mart? Până atunci nu. Dar ți-am spus că efemera era o creație politică ce atingea perfecțiunea. M-am așezat pe scris. Zilele și nopțile treceau una după alta. Dar eu rămâneam tot la masa de lucru, cufundat în elaborarea novelei prea târziu. Cea din urmă lucrare pe care am scris-o. Vrei să spui că de atunci n-ai mai pus deloc mâna pe condei? Absolut deloc. Și nici nu o să mai pun. Ți-am mai spus, Mert, pe tine e al naibii de greu să te înțeleagă om. Tot ce se poate, Joey. Dar nu acesta a fost lucru cel mai ciudat, ci cu totul altul. Hai spune, că mă faci curios. Exact în răstimpul acesta, când totul îmi devenise indiferent, au început să curgă acceptările. Revistele care îmi respinseseră câte 10-11 lucrări la rând îmi trimiteau cecuri de 80, 100, 200 de dolari, rugându-mă să le returnez schițele, nuvelele și poeziile pe care, cu 2-3 luni înainte, niciunul nu le deschiseseră. Am achitat toate datoriile și mi-am deschis un cont la bancă. A avut dreptate Brizenden. Editurile au fost adevărata mea rampă de lansare. Am trimis manuscrisul eseului Rușine Soarelui editurii Singlet Darley et Company, care mi l-a tipărit în 1500 de exemplare contra modestei sume de $150. La o săptămână de la apariție, editura m-a anunțat că, datorită succesului neașteptat al cărții, îmi solicită aprobarea pentru o nouă ediție contra sumei de $5,000. Mamă, ce de bănet! N-am văzut în viața mea o sumă ca asta la un loc. Mă crezi sau nu, dar chestia asta nu m-a impresionat nici cât negru sub unghii. Editorii, ca să nu mai vorbesc de directorii revistelor, mă asaltau cu sute de cereri, cerându-mi să fixez propriile mele condiții. Și asta numai pentru că Rușinea Soarelui stârnise vâlvă, produsese un veritabil scandal literar. Aveam convingerea că toate acestea n-au fost o consecință directă a valorii operei mele, ci a unor polemici întreținute abil de rechinii nevăzuți ai bursei literare. Hai, Dade! Nu știam că există și o bursă a mâzgălitorilor de hârtie. Da, nu în sensul în care bănuiești tu, dar există. De ce am semnat contractele? Dar numai pentru ce aveam gata scris.
am refuzat categoric să mă angajez în vreo nouă lucrare. Numai gândul că aș mai fi putut pune vreodată condeiul pe hârtie mă scotea din minți. Propria mea popularitate mi se părea o trădare și o jăchinire adusă lui Brazenden. Între timp strângeam bani pentru că aveam socotelile mele. Când am ajuns la suma potrivită, le-am invitat în camera unde mă aflam pe sora mea Gertrude și pe Maria. De când ai plecat, domnule Aiden, parcă a rămas casa pustie. Lasă că ai destui copii pentru două camere ale tale. Maria, te super dacă am să te rog să mergi la restaurant și să aduci două sticle de șampanie? Le treci în contul meu, că acum toată lumea se bate să-mi vândă pe credit. Mi se face și scârmă. Cum să mă supăr, domnule Aiden? Din contră, mă bucur că pot face ceva pentru dumneavoastră. Bine, bine, dar să fii repede. Da. Vreau să sărbătorim împreună un eveniment pe care l-aștept de multă vreme. Până te întorci, mai schimb o vorbă cu Gertrude. Imediat, domnule Aiden, imediat. He, surior, nu te-am văzut cam de mult. Aș fi venit eu la tine, dar n-am vrut să risc o ceartă cu domnul Higginbottom. Ei, lasă, că o să-i treacă și lui cu vremea. Chiar el mi-a spus că e mult timp de când trebuia să-ți cauți de lucru și să te apuci de o slujbă cinstită. Nu o să-mi iau nicio slujbă, poți să-i comunici asta din partea mea. N-am nevoie de așa ceva și chiar ți-o pot dovedi. Ține palma întinsă. Ba nu, amândouă palmele. Uite, ai aici 100 de monede de aur. Ce-i cu ăștia? Sunt banii tăi. Îți aduce aminte ce ți-am promis odată când mi-ai dăruit o monedă de $5? Iată, ți-o dau înapoi însoțită de 99 de surori ale ei. Mart, ce-ai făcut, dragul meu? De unde ai luat bani? Liniștește-te, surioară. N-am furat, n-am ucis, n-am înșelat pe nimeni pentru banii ăștia. Iată aici. Iată scrisorile de la reviste și edituri prin care mi se livrează zilnic cecuri pentru scrierile mele. Și asta înseamnă că ai câștigat atâta bănet în chip cinstit? Am muncit pentru ei, Gert. Ce vrei mai mult? Am să-i depun la bancă pe numele tău. Ba n-ai să-i depui deloc. Sunt ai tăi și poți să faci ce vrei cu ei. Te-a sfătuit să-ți angajezi o ajutoare la treburile gospodăriei ca să te mai poți odihni și tu. Am să-i povestești lui bărbatul meu, Mart? O să ai ocazia să o faci chiar acum, pentru că te rog să-l aduci cât mai repede încoace. Aș avea unele afaceri de încheiat cu dumnealui. Ha, dacă e vorba de afaceri, vine imediat. Mă duc să-l caut. Tu ești Maria? Da, domnule Martin. E, acum cine bea șampania dacă domnișoara Gertrude a plecat? Se întoarce în câteva minute. Până atunci așează-te aici lângă mine și ascultă-mă. Ți-am promis odată, pe când n-aveam decât cămașa pe mine, cam să-ți îndeplinesc 3 dorinți. Am zis și eu așa, ca să nu vă supăr, dar erau foarte mari. Oricât ar fi de mari, eu nu uit niciodată promisiunile. Iată, ai aici 7 perechi de pantofi pentru copiii tăi. A trebuit să iau cu mine la magazin pe ascuns, că altfel nu știam ce numere poartă. Vai de mine, domnule Martin, dar asta nu se poate. În al doilea rând, ai aici, negru pe alb, un certificat de proprietate asupra căsuței în care locuiești. Începând de luna asta, nu va mai trebui să dai $7.50 chirie. Domnule Martin, dumneavoastră glumiți! Și aici am un act de cumpărare întocmit de notar cu numele tău, Maria. Mi-ai spus că cea mai mare dorință ar fi să ai o fermă de lapte. Ei bine, hârtia asta arată că o ai. Nu e mare, dar cred că este exact ce trebuie. Știu că ai un frate la San Leandro care e lăptar. Cheamă-l să lucreze cu tine. Domnule Aiden, mi se pare că visez. Asta nu poate să țină multă vreme și nici nu mi se cuvine atât de multe daruri deodată. Fii liniștit, Maria. Le-ai plătit pe toate cu vârf și îndesat atunci când mi-a fost cel mai greu în viață. Eu îți rămân dator, să știi. Hai, ștergeți ochii, că vine hipopotamul de Higginbottom. Până aranjez eu cu el niște lucruri, hai, treci dincolo în camera alăturată. Pregătește șampanie. Pahare găsește în dulapiorul din perete. Bună ziua! Bună ziua! Am auzit că ai avea de făcut o afacere cu mine. În ce branșă? Depinde cum cădem la învoială.
Ce-ți mai face băcănia? Mulțumesc bine. Știi cu câte griji și cu câte strădani am înghebat-o. Da. Dacă înainte aș avea alte gânduri cu ea, planuri mari. Cartierul a crescut și prăvălia a rămas mică. Aș vrea să o extind ca să-i sporez deverul. Dar trebuie să fac rost de capital. Cât crezi că te-ar costa toate astea? Păi, știu și eu, la prețul de azi al materialelor, cred că 4.000 de dolari ar fi de ajuns. Cu firmă cu tot? Știu că ții mult la firmă. Nu, firma n-am pus-o la socoteală. Asta vine de la sine, din moment ce se va înălța clădirea. Dar terenul? Încă 3.000. Uite, deși nu meriți, o să-ți completez un cec de 7.000 de dolari. O fac pentru Gertrude, numai pentru ea. E limpede? Bineînțeles. Dar, știi, nu pot să-ți dau o dobândă mai mare de 6%. Cât face asta? Păi să vedem, va să zică 6 ori 7, 420 de dolari. Da, asta înseamnă 35 de dolari pe lună, nu? Exact. E, atunci, dacă n-ai nimic împotrivă, o să aranjăm în felul următor. Eu îți dăruiesc tot capitalul cu condiția să folosești cei 35 de dolari care ar fi dobânda lunară pentru plata gătitului, spălatului și călcatului. E... Cei 7.000 de dolari sunt ai dumitare dacă garantez în scris cu o autentificare la notariat că Gertrude nu se mai ocupe niciodată de treburile astea. Dacă nu respecti convenția, pierzi bani imediat. S-a făcut? Orice altceva, dar asta nu. Cred că gospodăria fără femeie nu se poate. Bine, dacă e așa, îți iau capitalul și îl dau ei cu acte cu tot, stipulând la notariat că îl poate folosi doar pentru plata treburilor de care am vorbit. Stai, că n-am zis nu. Ce te grăbești așa? Sunt de acord să respect condițiile. De acord. Bine. Maria, vino cu șampania. Adă 3 pahare că domnul Higginbotham nu bea. El e om de afaceri. Trebuie să rămână cu mintea limpede. În noaptea aia am dormit ca niciodată. Pe la 10, după ce băusem cafeaua și începusem să răspuiesc corespondența, cineva a bătut în ușă. Intră! Ruth! Tu aici? Da, Martin. Nu-ți pare bine că mă vezi? Ba da, acum să nu. Dar nu e cam imprudent să vii la mine? Nu știe nimeni că sunt aici. Vreau neapărat să te văd. Am venit să-ți spun că am fost o proastă, Martin. Am venit pentru că nu mai puteam să dur, pentru că inima mea îmi poruncea să vin și pentru că vroiam să vin. De ce te îmbori așa? Ți-e frig? Vrei să aprind gazul? Nu, nu, nervii, din pricina nervilor, dar îmi trece într-o clipă. Uite că acum mi-e mai bine. Da. Totuși, de ce ai venit la mine, Ruth? Mama vroia să mă mărit cu Charlie Hapgood. Tipul acela care nu spune decât platitudini. Iar acum am impresia că mama ta ar vrea să te măriți cu mine. Nu, n-ar avea nimic împotrivă. Asta știu sigur. Crede că aș fi o partidă bună, Ruth? Eu știu. Da, Martin. Și cu toate astea nu-s cu nimic mai bun decât eram atunci când te-a rupt logotna. Nu m-am schimbat deloc. Sunt același Martin Eden, deși într-o anumită privință sunt ceva mai rău. Acum fumez. Bine, asta e o boală care trece. Nu cred, Ruth. N-ar mai avea rost. Cum ți-am spus, nu m-am schimbat. Ca și atunci. Cred că judecătorul blond e un măgar ca toți măgarii. Cu toate că l-am insultat în modul pe care îl cunoști, acum câteva zile judecătorul s-a umilit, invitându-mă la masă. Ce l-a determinat oare să facă acest pas? Desigur, faptul că drepturile mele de autor se ridică la o cifră cu mai multe zerouri la coadă. Ca să-i fac umilința și mai mare, am acceptat invitația lui. Dacă te-ai invitat, tata, n-ai vrut să primești. Da, da, l-am întâlnit aici, în holul hotelului, săptămâna trecută. Da. Nu bănuiam că știi povestea asta. Cine l-a trimis? Mama ta? Martin, te rog. Prin urmare, ea l-a trimis. M-am gândit eu. Iar acum am impresia că te-a trimis și pe tine. Mart, dar nu știe nimeni că sunt aici, Mart. Tu ți închipi că mama mi-ar îngădui să fac una ca asta? Da, dar ca să te măriți cu mine ți-ar îngădui.
Martin, de asta nu mă îndoiesc nicio clipă. Martin, te rog, nu fi așa crud. Nu m-ai sărutat măcar o dată. Ești țeapăn, ca o stană de piatră. Gândește-te numai ce-am făcut eu, ce-am cutezat eu, venind aici. De ce n-ai îndrăznit mai înainte? Când n-aveam nume, când crăpam de foame, când eram exact ca cel ce sunt acum, și ca om și ca artist. Întrebarea asta mi-am pus-o și mi-am răspus-o de mii de ori. Nu numai cu privire la tine, dar cu privire la toată lumea. Sunt absolut același lucru. Nu stropești inima. Tu știi doar că te iubesc. Că mă aflu aici pentru că te iubesc. Cum se face ca astăzi mă iubești mai temeinic decât pe vremea când dragostea ta era îndeajuns de firavă, Martin, pentru a-ți îngădui să te lepezi de mine? Martin, s-o luăm de la început. Te-am iubit întotdeauna. Știu că am fost slab atunci când m-am supus voinței mamei. De atâtea ori însă te-am auzit vorbind cu înțelegere despre greșelile oamenilor. Te rog, prelungește această îngăduință și asupra mea. Te rog. Eu am mers pe un drum greșit. Iartă-mă. Oh, bineînțeles că te iert. E foarte ușor de iertat când n-ai ce. Nimic din ce ai făcut tu nu are nevoie de iertare. Fiecare se poartă cum e fie. Poate că nu te-am iubit destul de mult. Poate că... Acum am înțeles ce înseamnă dragoste adevărată. Te iubesc pentru ceea ce ești, pentru ce ai fost și pentru felul în care ai știut să ajungi la starea de astăzi. E prea târziu, Rut. Sunt un om bolnav. De ce? Nu la trup. Sufletul, mintea. Mi se pare că am pierdut orice sens al valorilor. Mai cu seamă în dragoste. Dacă mi te-ai fi înfățișat așa acum câteva luni, poate că ar fi fost altceva. Acum e prea târziu. Dar de ce? De ce, Martin? Nu, sunt tot eu, sunt eu cea de atunci. Pentru mine e prea târziu, Rut. De când mi-ai spus atunci pe stradă că rup din propria ta voință orice legătură cu mine, am devenit un bolnav, pentru că bolnav este orice om nefericit în dragoste. Până acum nici n-am bănuit cât de profundă este această boală. Ceva a zburat atunci din ființa mea și tu nu mai ești în stare și nici nu vei mai fi vreodată să-mi restitui ceea ce am pierdut. Te rog să mă ierți, Rut, și să mă înțelegi că dacă ar mai încape o dorință în ființa mea, pe tine te-aș dori. Dar lucrul acesta este cu neputință. Bine, am înțeles, Martin. Nu mai insist. N-are nicio rost. Vreau numai să... Te rog, să-mi spui mai cum să ies de aici. Da. Dată fiind situația ta respectabilă, mă voi margini să te conduc doar până la ieșire. Oh, burghieși ăștia. Când n-aveam un ban în buzunar, nu se cădea să fiu văzut cu tine pe stradă. Asta s-a întâmplat de mult, Mert. Ce anume? Spărțirea mea de Rut? Cam așa ceva. Păi, era exact în seara când un vagabond zdrânțăros m-a oprit spunându-mi: domnule, vă rog, nu vreți să fiți bun și să-mi dați 25 de cenți ca să am cu ce îmi plăti un pat? Asta eram eu, nu-i așa, Mert? Mi s-a părut că arăți foarte bine, de aceea s-am cerut și ție. O să am eu grijă să nu mai cer la nimeni, Joe. Uite acum, după ce s-am depănat toată povestea mea de când ne-am despărțit, trebuie să punem la punct câteva lucruri împreună. Împreună? Da. Nu înțeleg ce nevoie ai tu de mine pentru a-ți rezolva afacerile. O să vezi îndată. Trebuie să știi că, de fapt, eu mi-am cam încheiat toate socotelele în orașul ăsta. Mâine dimineață mă îmbarc pe un pachebot pentru Tahiti. Vrei să te instalezi acolo? Ah, hoțule, am auzit că sunt niște fete pe acolo. Mamă. Nu, nu e ce crezi tu, Joie. Poate rămân acolo, poate în altă parte. O să vedem. Pe tine te rog să stai o vreme în camera mea, care e plătită în avans până la sfârșitul lunii. Trebuie să-mi mai vină unele drepturi de autor pe care o să le încasezi tu. Cum adică? Hai să le încasez eu. Foarte bine, îți fac o procură, iar cu banii te rog să-ți cumperi o mică spălătorie. Cred că altă meserie nici nu cunoști, Joie. Iar pe asta o știi foarte bine. Ia ascultă, Mert, am venit încoace ca să te văd. Pricepi? N-am venit pentru nicio spălătorie. Eu cerșesc 25 de cenți. Nu
spălătorii. A zis cineva că o cerșești? Lasă, lasă că știu eu ce spun. Am venit aici așadar ca să stăm de vorbă ca niște prieteni vechi și tu îmi dai cu spălătoria peste ochi. Am să spun eu ce să faci. Să-ți iei spălătoria și să te duci naibii cu ea cu tot. O, nebunule! Păi dacă mai continui așa, să știi că în cinste vechii noastre prietenii am să-ți dau vreo două de SV Stelever. Uite ce-i mert! Dacă e vorba de box, la asta nu mă dai tu gata! Am brațul mai lung decât tine! Bine, o fi! Întins să aranjăm treaba cu spălătoria. Și să nu faci pe nebunul că nu-ți merge cu mine. Ce vrei să fac eu cu banii? Ție ți-i dau ca să-ți câștigi existența prin muncă, nu prin cerșătorie. Și să nu te prind însă că pui pe alții să lucreze pentru tine, cum ne speteam noi la Sally Hot Spring. Să fie o întreprindere mică în care să lucrezi tu cu un ajutor două, în condiții omenești pentru toată lumea. Dar nu înțelegi, omule, că nu pentru spălătoria asta am venit la tine. A, înțeleg, de-aia ți-o și ofer, să știi. Dacă o cereai singur, nu vedeai nimic de la mine. Dacă nu se poate altfel, o să o fac și pe asta. Dar parcă prea mai luat repede. N-am timp, bătrâne. Mâine în zor plec și mai sunt o groază de mărunțișuri de pus la punct. Vreau să las ordine în urma mea. După aceea o să mă bucur de liniște. Nici nu știi câtă nevoie am de odihnă. De spații largi în care să ai senzația că nu există început. Că nu există sfârșit.